Vă rog să luați loc ca să începem dezbaterea noastră. Astăzi avem ocazia să dezbatem o lucrare care a fost publicată de curând, să spunem, în condițiile noastre. A fost în 2013, de fapt, doar pe scara geologică, e o secundă. Și nu numai pe scara geologică. Deci o lucrare care a fost publicată în 2013. Autorul ei este Octavian Dragomir Jora. Este, de fapt, finalizarea lucrării sale de doctorat. Se numește Avatarul ale corporației multinaționale, exercițiu de analiză proprietariană. Deja din titlu, cred că aveți într-un fel flavoarea acestei cărți și acest termen de analiză proprietariană ne spune foarte multe despre autor și despre carte. Eu, în deschidere, aș vrea să spun că mie mi se pare asta este o carte, o lucrare masivă, dacă este să o descriu într-un cuvânt, este o lucrare masivă. Pe de o parte, are peste 400 de pagini, 425 de pagini. Pe de altă parte, însă, mi se pare că este masivă prin structura pe care o are. Este o carte structurată în trei părți, 8 capitole și câteva zeci de subcapitole, autorul fiind foarte atent la construirea acestei arhitecturi argumentative pe care ne aduce în carte, foarte strâns legate din acest punct de vedere. Este o carte masivă și pentru că este extrem de densă, extrem de bogată în subiecte, fiecare dintre ele tratate cu minuțiozitate, foarte bogată în referințe, foarte specială din punct de vedere terminologic. Autorul niciun moment nu își face un secret din faptul că este un adept al școlii austriece și această carte este încă un pas în România în integrarea terminologiei și conceptelor școlii austriece în gândirea teoretică din România. Formatul pe care de obicei îl avem pentru astfel de dezbateri este probabil cunoscut de majoritatea dintre voi. În primul rând o să îi dăm autorului câteva minute, adică 30-40 de minute, ca să ne spună ce consideră el că este firul călăuzitor al ideilor din această carte. După care avem doi referenți, ambele persoane bine cunoscute, și mi se pare foarte interesant că avem doi referenți care sunt complementari, care vin din unghiuri diferite și care cred eu că ne vor aduce niște idei interesante, niște perspective interesante asupra conținutului acestei cărți. Pe de o parte este vorba de Sorin Caian, care este președintele Asociației Analiștilor Financiari din România și consultanților. Consultanților de management, scuze. Sunt convins că ești și acolo, da. Și partener la BDO Conti Audit, care este una dintre marile firme de audit din România și de consultanță în general. De fapt, el se ocupă mai mult de partea de consultanță decât de partea de contabilitate. Iar celălalt referent este Radu Mușetescu, care este profesor la Academia de Studii Economice și șeful Catedrei de Relații Economice Internaționale. Și este un nume cunoscut și face parte din acest grup select de gânditori din România,
care încearcă să promoveze ideile școlii austriece. O să vedem deci din toate aceste dezbateri ce a adus nou Octavian Dragomir Jora în discuție. Evident că focusul analizei lui Octavian Dragomir este corporația multinațională. Dar lucrarea, ca să ajungă la dezbaterea acestei corporații multinaționale, are nevoie de aproape o treime din lucrare, este dedicată construirii fundamentului pe care se poate să fie pusă problema corporației, trecând prin foarte multe straturi de dezbatere. Foarte multe dintre ele sunt departe de ceea ce, în mod curent, economiștii consideră că face parte din domeniul lor de interes. Avem aproape un strat ontologic, un strat epistemologic, pentru ca pe acestea să încerce să aducă un răspuns la ce înseamnă corporația, ce rol are ea, care este esența corporației în lumea de astăzi. Deci, așa cum spuneam, o să-i dau întâi cuvântul autorului, ca să ne facă o deschidere către principalele idei, și apoi continuăm dezbaterea. Octavian. Mulțumesc, domnule profesor. Am constatat cu această ocazie că libertatea de exprimare este o chestiune tehnologică, nu politică. Este revelator de această ipostază pentru ceea ce experimentăm în perioada modernă, în care, să spunem, avem dezlegare la limbă, dar conflictele de tehnologie ne se mai pun în stabil, după cum vreau, ne deschid prea mult baiele exprimării. Sunt recunoscător celor care au avut ideea acestei dezbateri pornind de la câteva gânduri, măsurând 400 și ceva de pagini, n-am avut un fetiș cu dimensiunea cărții, pur și simplu n-am știut când să pun punct. E o chestiune pe care să o stăpânesc, sper, mai bine acum în exprimarea verbală, prilejuită, să spunem așa, de acomodarea cu câteva dintre ideile acestei cărți. Sper să fiu mai puțin confuz decât am fost în carte și sper să reușim împreună să ridicăm vorul care s-ar fi putut așterne cu nemijlocitul meu ajutor asupra multor dintre ideile din carte, împreună cu distinșii revizori ai lucrării. Prima mărturisire pe care trebuie să o fac este aceea că nu sunt corporatist. În sensul că nu lucrez într-o corporație, nu e vorba de sentimente față de corporație. Cuvântul corporatist s-a impregnat cu o bogăție de înțelesuri, una dintre ele fiind cea de locatar în clădiri din oțel și sticlă, alta fiind dintre cei care sunt plătiți de către marile mai exponențe lumii finanței să susțină cauze care, într-un anumit sens, intră în conflict cu credințele sociale adânc împământenite în societăți precum cea noastră, în care, să spunem, corporația este încă privită ca un extraterest. Nu sunt corporatist, nu o să vă propun o prezentare ca să mă folosește de limbajul extrem de delicios al celor care vin din mediul ăsta și până la au devenit izvoare de neolingvism în românești. Nu o să fie o prezentare challenging, dynamic, bazată pe coaching, mentoring și tutoring și ce Dumnezeu să mai frământe în corporațiile moderne. Va fi o
prezentare simplistă. De regulă, cele mai de succes prezentări pe care le-am avut în viață a fost construită cu jumătate de an înainte de livrarea lor, făcând o plimbare prin jurul locului în care se petrecea respectiva dare de seamă. Să zic acum, mă rog, timpul a fost un pic condensat, n-a mai fost aceeași jumătate de oră și probabil și gândurile mele se vor fi sfertificat, ca să zic așa. Sper că nu știu, sfertificat definitiv. Este o lucrare despre corporație scrisă de cineva care nu a lucrat o secundă în viața lui pentru corporație, dar care este mare consumator de corporații prin tot ceea ce, cum spuneam, își apropiază. Fiecare dintre noi putem fi cenzori foarte legitime a ceea ce spunem, înseamnă lumea corporatistă modernă, pentru că roadele acesteia le primim, să spunem, foarte aproape de, la o lungime de mână, de rafturile magazinelor, supermarketurilor de orice fel, la filiere, librăriilor, magazinelor de gadget-uri și a tuturor celelalte izvoare de consumerism actual. Ca să vă zic așa, am o experiență finală cu lumea corporațiilor, nu una care ține de metabolismul acestor instituții, dar pe care m-am gândit că totuși într-o eventuală, să spunem, în viață, interacțiune mai consistentă cu acest gen de actori societari, e bine să o știi, să spunem, de acasă. Am respect pentru oamenii care învață din experiență, după cum am un respect deosebit pentru oamenii care vin în fața unei experiențe cu prejudecăți bine înținate. Nu cred că, iarăși ca să resping un clișeu model, a fi judgmental, e vreun păcat de moarte. Și mi-am făcut în exercițiul meu de a sonda distințele corporației moderne o prejudecată, spunem, ne-am construit-o cu migală, în sensul că, spunem, m-am alimentat de la un izvor de gândire economică care se aplică foarte, foarte subtil joc de cuvinte, vorbind despre o tradiție marginalistă și marginală în peisajul științei economice contemporane. Școala austriacă de economie și sinteza ei pe partea de filozofie politică cu curentul libertarian reprezintă un cenzor superb a tot ceea ce poate însemna dezbatere publică, cu singura condiție să fie acceptată la masă. E o masă, să spunem acum, destul de bine populată, cu oameni care cunosc, fără neapărat să îmbrățișeze în sensul adorației mistice acest curent economico-filozofic, dar care cu siguranță vor fi suficient de în cunoștință de cauză cu multe dintre gândurile pe care voi spune, celălalt sper să nu le perturbe înțelegerea, să zic, folosind exprimări neinspirate. Recunosc, trebuie să-mi asum povestea asta de la bun început. Am un stil de foarte multe ori și de a scrie și de a vorbi hedonic. Nu că îmi place să mă văd, să mă citesc scris fiind sau să mă aud vorbind în discuții, dar de foarte multe ori recunosc că peisajul mi-e fură gândurile. O să vă rog să mă cenzurați dacă unele idei se pare că nu au fost populate de cele mai inspirate cuvinte. Asta, să spunem, este introducerea mai lungă decât conținutul prezentării mele, dar simțim nevoia să o fac pentru, să spunem, mai intra în temperatura și presiunea încăperii. Acum, aclimatizat și presurizat fiind, voi deschide, să spunem, câteva dintre firele pe care această lucrare a încercat să le aducă într-o dezbatere publică în care ele, să spunem, nu erau în literatura de limbă română extrem de bine reprezentate. Acum că am făcut-o în cel mai fericit mod cu putință sau nu, rămâne, să spunem, la judecata istoriei, primele două, spunem, filtre fiind respinși și revizorii a lucrării de astăzi. Este o lucrare
a cărei originalitate vine, să spunem, din clasicismul tratamentelor pe care am aplicat. N-am încercat să fiu inovativ, n-am încercat să fiu gratuit euristic, n-am încercat să debordez de factualitate empirică, de probatorii care mă țin moda științei economice, ci am încercat să fac un ușor exercițiu de arheologie epistemologică, căutând un instrument care să mă ajute să înțeleg corporația modernă sub, să spunem, aspectul a ceea ce am putut eu constata dintr-un contact eminamente literar din literatură cu această realitate, mai puțin direct. Iar acest exercițiu de arheologie epistemologică mi-a scos în față bogăția de conținut pe care o poate dobândi o analiză care se sprijină pe preceptele cultivate de școala austriacă de economie și filozofie politică. Prima parte a lucrării este una care încearcă să aducă în discuție o așa numită prețios, recunosc că m-am explicat, dar e vorba și de prețiozitatea hedonică, de care, să spunem, e destul de greu să scap în această perioadă a vieții și nu știu dacă maturitatea va fi neapărat un aliat. Este vorba despre așa numită economie a drepturilor de proprietate. Termenul este clasicizat în literatura economică, property economics, dar, să spunem, a fost confiscat de alte curente de gândire. Cel mai important poate fi cel care s-a construit în jurul școlii de law and economics de la Chicago, de inspirație coasiană, extrem de solid, de prelungiri până la școala neo-instituțională. Există totuși și o economie a drepturilor de proprietate pe care o poate prezenta sub formă de contraofertă școala austriacă. Școala austriacă plasează ideea de proprietate privată în centrul analizei sale pozitive. Nu este vorba neapărat de proprietatea în sensul ei normativ, care, să spunem, e prima idee care ne-am putea, sau primul sens cu care ne-am putea asocia acest concept. Este o chestiune normativă și atunci intră în jocul acela intersubiectiv infinit al judecăților de valoare, cum ar trebui să fie proprietatea și ce formă ar trebui să ia ea, ce ar trebui să înțelegem prin ea și ce ar trebui să operaționalizăm din ea, e deja, să spunem, mare povestea asta, o istorie teribilă în spate. Școala austriacă încearcă să găsească în proprietatea privată un element de obiectivare a analizei care păstrează, ține neatins elementul acesta de subiectivitate, care a reprezentat, să spunem, una dintre mărcile originare pentru de marginalism la școlii austriece de economie. Există în știința economică, de încă de recunoașterea subiectivității agenților economici, suficient spațiu de obiectivitate pentru teoriile pe care le vom construi. Teoria economică a proprietății, în acepțiunea școlii austriece de economie, reprezintă o astfel de ancoră obiectivă de analiză. Recunosc că aici am fost inspirat de un articol care se reprezintă una dintre cele mai fericite sinteze a dezbaterii din zona literaturii de drept și economie, Law and Economics, venită din partea școlii austriece de economie, în dialog cu ceea ce această sinteză a Law and Economics l-a reprezentat în acepțiunea sa mainstream, convențională. Aș recomanda cu căldură, vorbesc despre cartea mea și recomand pe data, dar nu fac în, spunem, întâmplător. E un articol care, să spunem, ne poate lămuri mult mai inspirat decât am făcut eu, deși am apelat la raționamentele autorului respectiv, în ceea ce privește înțelesul meu asupra ceea ce reprezintă property economics și rosturile pe care le poate avea în analiza oricărei acțiuni care se petrece în sfera socială.
și implicit a ne ajutat să ne fundamentăm aprecierile, să spunem, calitative pe care vom face cu referire la această realitate. Școala Austriacă de Economie a redescoperit importanța proprietății private, redescoperind firescul acestei instituții. Uzul pe care economiștii de factură austriacă îl dau acestui termen are o profundă inspirație clasică. Da? De aici v-am spus că n-am încercat să propun un tratament modern, pentru că nu simțeam nevoie ca fi de așa ceva. Teoria lockeiană a dreptului de proprietate privată ne poate da o imagine foarte articulată a ceea ce, să spunem, în ordine socială reprezintă singura formă de proprietate împotriva căreia, literalmente, nu poți argumenta. Spun aici despre chestiunea asta, pentru că mie mi s-a părut poate una de cea mai frumoase apărări la idei de proprietate privată. Etica argumentării fundamentată de profesorul Hans Hoppe, autorul de la care am pornit în, să spunem așa, recuperarea acestui instrument analitic mai puțin usitat în cercetările economice moderne, v-am spus, și cred că sunteți de acord, fundamental dominate de, scuzați-mi termenul, fetișul cantitativ și pasiunea de a modela uneori, dincolo de limitele realității, comportamentul agenților umani în speranța de a obține speranța mărturisită sau nu de a obține predicția perfectă, de fapt, mirajul științelor sociale. Dorința mea de a recupera această, să spunem, ancoră a unei analize economice calitative bazate pe un aspect care ține de, să spunem, firescul incontestabil al relațiilor sociale, cred că și-a găsit, să spunem, un succes în descoperirea acestui mod de gândire. De ce spuneam că nu pot să argumentez împotriva proprietății private? Pentru că, spune Hans Hoppe, într-o teorie extraordinară, contestată în anumite limite, n-am reușit să fiu convins de criticile aduse lui, dar nu sunt neapărat o referință în domeniul ăsta. Dar spune el, simplificat vorbind, că împotriva proprietății private nu poți argumenta pentru că însuși actul argumentării implică în toată bogăția de înțelesul pe care argumentarea le implică instituția proprietății private. Nu poți argumenta pe lumea asta cu confort, adică, spunem, înțelegând cu toții prin argumentare starea aceea de schimb de idei în care libertatea de exprimare a interlocutorilor este deplină, în care confortul lor, sub aspectul utilizării mijloacelor legitime, utile unei exprimări cât mai complete, nu sunt adulterate. Nu poți spune că nu există proprietate privată, pentru că proprietatea privată există prin simplul fapt că îți poți exprima această selecțiune, deținerea controlului asupra resurselor tale corporale, să spunem, prima formă de proprietate pe care o descoperim și o exercităm este implicată în însuși actul verbalizării unui argument. Și în al doilea rând, un argument în care prelungirea mijloacelor personale pe care le-ai putea reclama ar fi împiedicată cumva, nu mai respectă canonul schimbului, să spunem, neîngrădit de idei. În interrogatoriu la poliție, se poate în zilele astea, mă rog, o discuție făcută sub amenințare, condițiile în care, spunem, se oferă limite constrângătoare sub aspectul a ceea ce poți rosti acolo sau a dovezilor pe care le-a pus aduce în sprijinul vorbelor tale, nu mai aduce de mult argument. Deci, ideea de a argumenta până la capăt implică, după mintea mea, proprietate privată până la capăt. Școala austriacă a reușit cumva să descopere proprietatea privată și să includă în analiza economică, în ce sens? Contrapunând lumea, am putea spune chiar lumea noastră reală, în care principiul ăsta nu este întotdeauna respectat, așa cum se cuvine, cu această lume ideală în care ne-am putea imagina că
organizarea socială ar putea fi construită și ar putea, să spunem, deveni fluentă, pornind de la principiul proprietății private. Și judecățile calitative ale școlii austriece de economie pornesc de la contrapunerea acestor stări. O stare de fapt în care, să spunem, există respect pentru proprietatea privată, comparată cu o stare în care nu există respect pentru proprietatea privată sau invers. Comparând o stare în care nu există respect pentru proprietatea privată cu una în care există respect și uitându-ne la consecințele celor două scenarii, care sunt eminamente contrafactuale. Vorbim despre, nu despre comparații între instanțe factuale, între cazuri factuale și consumate, ci pur și simplu o comparație mentală. Ce rezultate obțin într-un context în care proprietatea privată este legea locului, comparativ cu situația în care ea nu reprezintă legea locului în accepțiunea pe care am dat. Sau invers. Ce se întâmplă când mă pot baza pe proprietate comparativ cu situația în care proprietatea devine un expedient. Și atunci, poți obține foarte multe concluzii tari, fără să mai fie nevorba de recursul la cine știe ce probatorii empirice laborioase și la prelucrări sofisticate de date, sub aspectul performanțelor asimetrice care există între comunitățile umane, între diversele segmente ale societății, făcând această comparație în orice moment al existenței extrem de legitim. Compar situația pe care o identifici cu ceea ce ar fi putut fi în locul ei, fie că compari binele cu răul sau răul cu bine. Și poți obține atunci, mental, explicația pentru, să spunem, asimetriile de performanță economică pe care, să spunem, societatea umană le tot inventariază. De la economia dezvoltării până la economia corporațiilor și a performanțelor lor economico-financiare, totul poate avea un început, măcar de decodor, în analiza aceasta contrafactoră sub aspectul respectării proprietății în sensul acesta firesc, natural, și aici o discuție lungă, argumentabil, deci am spus că e dificil să contraargumentezi proprietatea, cu situația în care respectul pentru ea nu ar exista. Și atunci înțelegem de unde ne vine belșugul, de unde ne vine necazul. În partea a doua lucrării, eu am încercat să export această analiză contrafactuală a apropierii, o numește Jürgen Hülsmann, un alt distins reprezentant al Școlii Austriece de Economie și tot așa autorul unei lucrări care condensează foarte mult și foarte bine un exercițiu de acumulare istorică pe care, din păcate, economiștii l-au ratat sub aspectul înțelegerii rolului instituțional al proprietății în explicarea diferențialului de performanță economică din societate. Am încercat să export acest instrument în a înțelege fenomenologia internă și externă a corporației. Și am, să spunem, am atacat pe două fronturi corporația. Prin corporație, înțelegând acel construct special, spun unii, puțin natural, acea entitate înzestrată cu, să spunem, personalitate juridică, cumva asemănătoare indivizilor umani, dar, să spunem așa, contemplând o paritate, apare un pic bizară, entitate care are un privilegiu, spune-se, cel al răspunderii limitate a ei, implicit a celor care au subscris patrimonial la ea față de partenerii din societate cu care interacționează și care are, la fel, spun unii, de nenaturalul privilegiu al perpetuității, care cumva îi oferă toate aceste ingrediente, statutul entitar, răspunderea limitată și perpetuitatea, un avantaj istoric neloial în fața antreprenorului pe care noi l-am înțeles în ipostaza lui clasică. Sunt small and medium businessmen. Spunem, omul cu care, să spunem, am descoperit ideea de antreprenoriat și am cultivat-o în literatură. Analiza mea încearcă să dea not asupra realității eminamente antreprenoriale a corporației. Corporația, să spunem, doar a făcut un pic mai confuz rolul întreprinzătorului, dar nu l-a anulat. Nu este în contradicție istorică cu întreprinzătorul, nu e rostul, după părerea mea, pentru o altă
antiteză de tip marxist între capital și proletar, acum ar fi o antiteză pe orizontală între corporații și întreprinzători, nu cred că, că poate fi vorba de așa ceva. Întreprinzătorul a fost cumva recompartimentat în corporația modernă, care este, mă rog, cum știm, foarte dispersată, atomară sub aspectul proprietății pe care o dețin cei care au subscris patrimonial la ea. Rolul întreprinzătorului rămânând la fel de organic și la fel de decisiv și acolo. Doar că acest întreprinzător acționar pe care noi l-am revistat ca fiind corespondentul întreprinzătorului clasic, dar în elementul acestei struțuri pe mine numită corporația modernă, are în acest anturaj de înfruntat o realitate care s-a complicat istoric. Și una dintre primele observații acestei complicări istorice a vieții interne, o să ajung după aceea și la care vezi cu viața externă a corporației, complicarea vieții interne a corporației s-a petrecut odată cu remarcarea și părerea mea și teoretizarea un pic defectuoasă a tensiunii care există în interiorul ei între clasa proprietarială sau proprietariană, acționarială, antreprenorială și clasa managerială. Burt și Mean sunt lucrare clasică de la începutul secolului 20, numită proprietatea privată și corporația modernă, a sesizat că în urma acestei difuzii, mă rog, pe care el o vede sursa disfuncției și o să încerc să spun că nu mi se pare argumentul decisiv, difuzia acestui întreprinzător care este, să spunem așa, spulberat în multitudinea aceea mută de deținători de proprietate pasivi prin corporația modernă, proprietatea lor a ajuns să fie subminată de opera clasei manageriale care cumva s-a autonomizat și a început să fie din ce în ce mai puțin răspunzătoare în actele sale față de proprietarii legitimi ai resurselor care au fost încredințate doar spre manageriere, spre administrare, nu spre dispoziție finală. Și atunci, Burt și Mintz considerau că această tensiune este unul dintre aspectele care dau notă despre degenerarea capitalismului și faptul că proprietatea, să spunem așa, se diluează și automat există un spațiu gol lăsat în care se poate instala irresponsabilitatea sau măcar deresponsabilizarea pe care anumite jocuri foarte strânse al proprietății ar fi putut o ține, să spunem, sub control, sub ascultare. Eu am încercat să argumentez de ce nu sunt de acord că simpla difuzare a proprietății, care până la urmă este un, să spunem, un simplu exercițiu de optimizare. Nu este o fatalitate istorică, faptul că oamenii încearcă să devină acționari normali corporații în condițiile în care ei consideră că obțin randamente mai bune din calitatea lor de acționar decât din calitatea lor de întreprinzător cu control nemijlocit asupra unei afaceri. Este pur și simplu un act, o opțiune și nu o să spunem o malformație inexplicabilă sau, mă rog, care ar putea fi găsită pe o cauză, spunem, conspirativă, ci pur și simplu un banal act de optimizare a alocărilor resurse pe care respectivul întreprinzător consideră că mai bine să le pune sub umbrela gestiunii colective în speranța unor randamente mai mari decât să le ține în dimineața sa apropiere sub control direct, sub formă unei întreprinderi mici, ușor gestionabile. Și am încercat să evidențiez faptul că un altul este elementul decisiv care face, să spunem, această tensiune să fie cu adevărat manifestă și cu adevărat problematică. De fapt, este celebra discuție din literatură, care aici am putut importa și pe teritoriul analizei interne a corporației moderne, între ceea ce este mai decisiv în analiza acțiunii umane. Deținerea de informații sau deținerea de proprietate. Însă școala austriacă, deci nu mai e vorba neapărat de un duel între o școală austriacă și proiectul părinație, a fost chiar o dilemă plină de substanță în cadrul școlii austriece, care după aceea a fost exportată în economia convențională, între
mă rog, în perioada în care se discuta despre posibilitatea socialismului, între cele două filoane argumentative pe care au oferit la mijlocul secolului 20, Ludwig von Mises și Friedrich von Hayek. Mises explicând eșecul socialismului prin eșecul calculului economic, nulificat de faptul că proprietatea comună asupra mijloacelor de producție nu permite schimburi dintre deținătorii privați de mijloace de producție, care schimbul nu pot permite formarea de prețuri, care prețurile pot fi la baza calculurilor economice de eficiență, de rentabilitate, de profitabilitate, ca să-ți dă semnalul dacă se intre într-o acțiune de afaceri sau să abții de la o pace, sau să te retragi în lumea care a intrat și ea se îndreaptă spre un dezvoltament mai puțin favorabil. Și Friedrich von Hayek, care a spus că, de fapt, problema socialismului, fiind mai mult sau mai puțin un offshore al defectului de tip proprietarial, este faptul că el nu reușește să agrege informația socială disponibilă printr-un sistem de prețuri adecvat. Dar că socialismul ar putea fi viabilizat dacă am putea construi, a lăsat deschisă cumva această portiță, un sistem de stimulente prin care acea difuzie de informații să poată fi cumva concentrată și, să spunem, să rezulte într-un sistem care se poate produce pe cale matematică prețurile atât de utile calculurilor agregate, în cazul ăsta, de eficiență. Deci n-a mai fost vorba de eficiență în nivel de producător, ci eficiența în nivel de planificator centralizat. Hayek a lăsat deschisă portița asta, pariindu-și argumentul pe informații multe proprietate și, după aceea, să spunem, dezbaterea legată de calculul economic în socialism, spunem, a început să fie un pic subțiată, chiar ajungându-se în situația în care a existat iluzia matematică a victoriei taberei economiștilor socialiste, de economiștilor socialiști de viață, Lerner, Van Geer, cei care, să spunem, au combătut mai degrabă cu înțelesul pe care a dat Hayek insuficienței socialismului, rezolutorii a socialismului, față de argumentul mult mai tranșant și, să spunem, care nu mai lăsa loc de interpretarea lui Mises, absența proprietății. Ei, aceeași distinție proprietate-informație, eu am identificat-o ca fiind sursa neînțelegerii problemelor din cadrul corporației moderne. După părerea mea, în cadrul corporației moderne s-a instalat un eșec al definirii și protejării dreptului de proprietate și nu este vorba despre un eșec al dispersiei informației care, spunem, produce acel fenomen de hazard moral în care părțile mai puțin informate, agenți fiind, exploatează oportunist părțile mai puțin informate, principalii într-o relație de tip principal agent clasică. Nu am considerat că este vorba despre un mecanism pur informațional, cel care stă la baza problemelor care apar în corporație moderne și care, în unele cazuri, au dus chiar la extinția lor, sau cel puțin la șocuri teribile sub aspectul existenței lor, ajung în situații de fraudă, de, mă rog, o sumedenie de probleme pe care, spunem, dispoziția iresponsabilă a managerilor sub aspectul patrimoniului corporației le-a produs. Și eu am considerat că a fost vorba, că este vorba despre o problemă de hazard moral, dar a cărei sursă este un eșec mai mult sau mai puțin intenționat, sub aspectul definirii și protejării drepturilor de proprietate. Și am dat un exemplu, în care nu o să intru în detalii acum. Sunt o sumedenie de piese legislative în zona dreptului afacerilor, dreptului corporatist și tot altor dezmembrămit ale dreptului componente economice a dreptului. Inclusiv antitrust, care fragilizează capacitatea întreprinzătorilor, acționari, aici a fost discuția, ei am depistat pe acțiuni ca fiind adevărat întreprinzători în spatele corporațiilor, paranteză, nu managerii iconici, care suntem tentați să asociem actul antreprenorial. Poate o să discutăm și despre confuzia asta și sursa ei. Am încercat să identific faptul că acest hazard moral este rezultatul fragilizării intenționate a poziției proprietariale
italiene în corporație, a acționarilor, antreprenorilor, proprietarilor de drept, în relație cu clasa managerială directorială ei. Pe piața liberă nu văd, nu înțeleg ce instrumente nu s-ar putea dezvolta astfel încât clasa acționarială să poată să combată cu suficientă eficiență derapajele de conduită ale clasei manageriale sub aspectul în raportul intereselor lor legitime proprii de proprietate în corporație, pentru că în mod normal orice părți contractante atunci când decid să încheie o relație de afaceri o fac nu știu niște precauții. Inclusiv dau un exemplu banal. Un antreprenor când își angajează, care are o patiserie și își angajează un patiser care stă și învârte la roată acolo și după aia pune la cuptor, îl umple cu celul, îl dă prin zahăr sau prin sare și scoate la tarabă. Un astfel de întreprinzător, în momentul în care își remunerează angajatul, conștientizează faptul că angajatul respectiv, într-o anumită măsură, s-ar putea să nu-i respecte pentru totul, nu neapărat comandamentele sale, dar poziția sa sub aspectul modului în care afacerea respectivă ar trebui să fie, spunem, să se deruleze. Și însuși actul salarizării conține implicit, chiar poate, fără să-și opună explicit întreprinzătorul problema, conține o primă de risc, sau, spunem așa, un discount de risc, pe care orice întreprinzător îl percepe celul pe care îl angajează și din care el extrage ex-ante, ceea ce era considerat ca fiind posibilul prejudiciu din nerespectarea completă sau cu bună credință sau cu bună știință de către angajat la ceea ce întreprinzătorul are în minte cu afacerea lui. Și atunci, piața liberă, eu nu înțeleg cum n-ar putea să producă mecanisme sancționatorii suficient de flexibile, astfel încât interesele casei antreprenoriale și cele ale casei manageriale să fie cât de bine posibil, că pe termen se poate alinia. Nu cred că există în piața liberă o situație în care managerii se poate expropria sistematic clasa antreprenorială acționarială. Pentru că, rațional vorbind, fiecare înțelege că există riscul ăsta și fiecare încearcă să se protejeze. Inclusiv un acționar va încerca să se protejeze, inclusiv un angajat, dacă consideră că prima de risc pe care și-o ia angajatorul față de reclamare, ar putea alege să-ți spună pas. Sau, mă rog, aici putem da în jocul ăsta, în teoria jocului, poate ar supra-licita comportamentul responsabil. Dar nu văd de ce ar putea exista sistematic riscul managerilor să se comporte oportunist adresa acțiunilor fără a fi penalizat de aceștia. Cumva. De fapt, dacă îmi dai voie, avem aici un risc de expropriere sistematică, pentru că nimeni nu-și închipuie că se întâmplă o expropriere sistematică. N-ar mai exista. N-ar mai supraveghi corporația dacă exista expropriere sistematică. Aici este vorba de comportamente oportuniste, care din când în când pot să... Deci în niciun caz nu sunt acord cu ideea de expropriere sistematică. Eu cred că acum, eu mi-am exprimat-o nu ca, să spun, ca realitate manifestă, ci ca să spun așa, suspiciune. Eu ca proprietar de afacere, când angajez pe cineva să fac o activitate pe care eu nu pot face, îl mandatez cu ceva, rațional, am o rezervă, cum că acolo va exista întotdeauna în comportamentul lui un rezidu necontrolabil de mine. Deci aia pot să spun că nu va putea, poate și chiar vrând, nu va putea să facă afacerea așa cum aș vedea eu, să o vadă cum o văd eu. Deci, e sistematic în sensul ăsta că va exista întotdeauna acest rezidu de nealiniere. Că nu există expropiere sistematică, asta e clar. Nu vorbim acum de situația în care corporația este într-adevăr teren de prăduire a acționarilor decât de manager. Dar există situații în care tentația aceasta a managerilor de a se comporta, să spunem, dincolo sau în răspăr cu interesele acționarilor, poate să spunem, fi încurajată. Și eu am identificat în lucrare câteva premise normative din legislația pozitivă care lărgesc prea mult, după părerea mea, spațiul de manifestare a managerilor și limitează mult prea mult spațiul de manifestare al acționarilor. Iau, de exemplu, situația
povestea este și colorată, ca să îi ducă în eroare, a preluărilor ostile. Preluarea ostilă, când aude toată lumea de preluarea ostilă, se gândește la ceva rău, fundamental rău. Vine cineva și face ceva împotriva părinței mele. Dar nu e așa. Preluarea ostilă este ostilă din perspectiva unei clase care este implicată în gestiunea corporației, dar care nu are calitatea legitimă de proprietar ultim asupra resurselor care sunt preluate. Pentru că resursele nu sunt preluate ostil, sunt preluate amical, prin vânzare-cumpărare. Cineva vine și cumpără acțiunile unei alte corporații, capătă majoritate de control și schimbă managementul. Managementul consideră genul ăsta de activitate care n-a trecut prin filtrele consiliului de administrație și toate celelalte proceduri legale foarte îmbârligate, care au fost făcute să fie așa de îmbârligate, pot să facă aici și un proces de conștiință legiuitorului, ei consideră că sunt prerostile. De fapt, n-a fost vorba de nicio ostilitate. Niște acționari au considerat că managementul firmei la care sunt acționari nu este atât de remunerativ sub aspectul așteptărilor, vinde acțiunile unei alte părți, partea respectivă devine dominantă și schimbă managementul. Ei, am reuna genul ăsta de exercițiu, după părerea mea, este un element care mărește evident hazardul moral al managerilor, care știu că dacă există niște filtre suficient de complicate legal prin care o astfel de preluare se poate fi realizată, automat poziția lor în firmă este, spunem, exagerat întărită și la fel și discreționalismul lor în acțiune față de manager, pentru că va fi foarte costisitor pentru ei să-i dezlocuiască. Și atunci ei vor accepta să piardă mai puțin decât să intre în toate formalitățile astea care, se spune, ar putea duce finalmente la dezlocuirea managerilor și, mă rog, înstăinarea tuturor de proprietate asupra corporației respective. Ăsta a fost un exemplu de instrumente care eu am încercat să-mi imaginez faptul că această tensiune care există în corporațiile moderne și care a fost considerată ca sursa derapajelor sistemice pe care capitalismul modern popular de corporații n-a înregistrat, sursa acestei disfuncții nu este de natura asimetriei informaționale, ci este vorba despre asimetrizarea artificială a proprietății și capacității de a o controla efectiv de către partea legitimă, care este îndeplinită să o facă pe care naturală. Și un al doilea palier din partea în care am aplicat analiza care am vorbezat-o propriu de italian, nu știu dacă sunt izvor de limbă, dar și cred că în engleză există unii care folosesc, juriștii care folosesc toată așa ca expedient cuvântul propriu italian. Al doilea loc în care am exersat acest concept s-a fost nu între relațiile din interiorul corporației, ci în relațiile corporației cu restul mediului de afaceri, cu restul stakeholderilor, fie că vorbim despre consumatori, concurenți, contribuabili și alte vietăți. Și aici am încercat cumva să apăr discuțiile astea care la fel tratează indivizi. Corporația, prin simplu fapt că sunt mari, sunt abuzive, sunt nesuferite, sunt problematice și produc social unrest. Eu am încercat să clarific faptul că această construcție numită corporație se poate să fi produs și pe cale naturală, fără nicio problemă, că ea nu este neapărat un produs bizar rezultat în urma unui act de arbitrariu legal, așa cum încearcă unii să acrediteze ideea asta, dar care poate deveni un element de tulburare socială în momentul în care ea intră în jocul relațiilor privilegiate cu autoritățile publice. În momentul respectiv, corporația devine din, să spunem, servant al consumatorului, devine expropriator al contribuabilului. Nu mă refer neapărat la situațiile, spunem, implicite de tipul redistribuție pe cale fiscală, prin subvenții sau, mă rog, ce mă refer și la situații, să spunem, așa mai disimulate. Prin însăși capacitatea lor de a deveni monopoliste, nu pe cale naturală, că iarăși aici este discuție importantă, ci pur și simplu prin crearea unui ambient în care anumiți agenții economici pot ajunge să se dezvolte timp ce alții sunt împiedicați să o facă, un astfel de climat monopolist poate extrage de la consumator mai multe resurse decât cele care s-ar fi putut obține, iarăși fac judecata contractuală pe piață liberă, și diferențialul respectiv mie mi se pare rentă de expropriere, ceea ce numim prețul de monopol,
ar putea avea ele, dar cu calificarea care trebuie, monopolie de ce cauză, nu ne uităm la statistică și la cota de piață, cum se uită Comisia Europeană, ci ne uităm la substanța instituțională care a dus la consacrarea unui anumit agent economic într-o anumită poziție în care ar fi suspect de comportamente abuzive, diferențial dintre prețul care s-ar fi putut plăti pentru serviciile oferite de acea corporație în condiții de piață liberă și cele care se produc în mediul adulterat, sunt o rentă de expropriere. Deci există un hazard moral pentru corporații în relația cu alți puteți din mediul societal general, care la fel ca și problemele din interiorul corporației sunt acuzate de un design legal defectuos. Nu mi se pare la fel că e vorba de asimetrie informațională ca fiind element decisiv, pentru că, părerea mea, asimetria informațională este vindecată până la un punct. Dacă noi propunem piață perfectă și suntem treperi și înțelegem că important să ne propunem cea mai bună lume între lumele posibile, nu mai mult de atât, atunci informațiile asimetrice sunt tratabile. În schimb, disfuncția de tip proprietarial, ca să spunem așa, sunt osificate în lege și foarte greu de reversat, de bea de acolo analiza economică poate să sesiza o problemă autentică. Deci, astea au fost cele două fronturi în care am încercat să aplic acea analiză economică bazată pe proprietatea pe care am definit-o cum am definit-o și am introdus-o în analiză în dualismul ăsta contrafactual, în cele două spații de exprimare ale corporației, în ordinea internă și în ordinea socială care le include. Ulterior, am ilustrat în carte câteva idei, poate chiar ar putea fi o dezvoltare mai serioasă a tezei cărții și poate ar fi un produs separat. Criza actuală înțeleasă în felul ăsta. Privilegiile, atât cele de tip social, subprime, dar și cele de tip too big to fail, conțin implicit în ele asimetrii sub aspectul exprimării naturale a dreptului de proprietate, care pot duce la comportamente oportuniste în care, de pildă, foarte multe corporații au fost ispitite să cadă. Cei care sunt too big to fail au întotdeauna încetă mai mult asupra celor din societate. Și nu cred că e mare descoperire afirmația asta. În rest, tot ceea ce am reușit să transmit până acum, sper că a fost inteligibil. Restul poate fi să fie lămurit de eventuală lectura cărții. Ce este nelămurit, vedeți mă cum mă depășește. Restul este spațiul de discuție pentru cei invitați. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Cortajan! Cred că avem o primă idee despre intențiile autorului în legătură cu tematica acestei cărți, încotro vrea să meargă, ce vrea să demonstreze. Evident că fiecare dintre noi putem să avem păreri, îndoieli, privire la unele din aspectele tratate. Pentru mine, chiar în timp ce făceai prezentarea și discuția acum despre corporații, mi-a revenit în minte o întrebare pe care am avut-o în timp ce parcurgeam cartea. Mie mi se pare că expediez cu destul de multă, ușurință ideea costurilor tranzacției ca explicație pentru multe din lucrurile pe care chiar tu le-ai spus aici, acel reziduu în relația dintre manager și cred că a existat un filon sau există o posibilitate foarte bună de explicație pe această direcție a costurilor tranzacției. Tratezi problema costurilor tranzacției aici, dar în general linia Cross-Williamson este cumva dată la o parte, nu este linia potrivită. Dar nu trecem, nu facem acum discuții, eu folosesc care cu privilegiul meu de moderator ca să intervin din când în când. Vreau acum să încercăm să privim lucrurile dintr-un alt unghi. O să-l invit pe Sorin Caian să ne spună punctul de vedere. Ok, mulțumesc frumos, Aurelian.
În momentul în care profesorul Costea Munteanu m-a rugat să... m-a invitat, de fapt, nu m-a rugat. A zis, Florin, că avem chestia asta, te bagi, și nu știam în ce mă bag. Uitându-mă în jurul meu, se înseamnă că eu trebuie să stau cu studenți. Profesia mea este destul de departe de mediul academic. Lasă-mă să mă laud singur, nu dau pe, da? Profesia de bază este inginer de aviație. M-am mutat în consultanță acum 23 de ani, adică cam din preistoria consultanței management în România. Și dacă e să ne uităm în jurul mesei, nu-i cunosc pe toți, dar cel care cu siguranță că a lucrat într-o corporație multinațională este Aurelian. Eu lucrez într-o chestie care arată ca o corporație multinațională, dar nu este chiar o corporație în sensul ăsta, adică are reguli, dar proprietarul este de tip partnership. Și atunci e mai aproape de viața de zi cu zi. Sincer să fiu, nu vreau să vă plictisesc, probabil că limbajul meu va fi destul de diferit de cel al lui Octavian, însă vreau să spun așa, în primul rând, pentru mine, lucrarea am citit-o cu dicționarul român. Bine, acum nu mai e dicționar, e calculat, e cu de-astea, cu telefoane, cu nu știu ce. Pentru că, sigur, eram avertizat că discutăm de libertarie. Nu prea știam eu multe despre libertarie. Încet, încet m-am obișnuit cu școala austriacă și mi-am dat seama că, deși sunt extrem de deschiși și nu vreau niciun fel de intervenție și așa mai departe, vreau să spun că Austria este singura țară, nu numai din Europa, ci într-o parte mare din lume, care ca să fii consultant în management trebuie să fii neapărat membru al asociației profesionale care este condusă de către stat. Ca să vedem o diferență între teorie și practică. De fapt, tot expozeul pe care vreau să-l fac, expozeul, Doamne ferește, nu, niciodată nu am făcut chestia asta chiar pe larg. Ce vreau să vă povestesc? Nimeni nu e perfect, am scris chestia asta, dar asta când a zis Octavian că n-a lucrat într-o corporație. Ce vreau să vă spun este să încerc să văd dacă ce am simțit eu în viață, lucrând cu un număr destul de mare de corporații, nu numai în România. Activitatea mea se întinde pe câteva continente și mai am de-a face și cu asociația asta mondială a consultanților management, deci vreun nevrând mă întâlnesc cu tot felul de indivizi care ar trebui să fie cam canon. Și să văd dacă ceea ce povestim acolo și realitatea în mintea mea se cam întâmplă la fel. Și sigur, m-am simțit la început ca elefantul magazinul cu porțelanul, zic, aoleu, dacă zic asta, după aia se prinde ea că nu știu ceva foarte bine și dacă nu este chiar cum ar trebui și am stat cu... Dar am citit introducerea și a zis, introducerea zice așa, turbulența în capitalismul... Și zic, opa, asta este o chestiune la care mă pricep. Pentru că turbulența cu adres era un lucru care se întâmplă foarte bine. Și mi-am adus aminte foarte, pentru că următorul pas este too big to fail. Și mi-am adus aminte că l-am întrebat pe un prieten care este în continuare aviator, eu nu mai sunt de 20 de câți ani v-am spus mai înainte, s-a mai inventat ceva pentru avioanele astea când e cu turbulențe să stea mai bine în aia, să se întâmple ceva. Nu vreau să spun altă, nu știu ce se întâmplă la mine așa de atent, dar cred că e de bine. Și zice, băi, nu s-a inventat încă nimic, au făcut unii la Airbus o chestie, dar nu se poate. Singura chestie care contează la comportamentul la turbulență e masă. Deci cu cât e mai mare, cu atât se comportă mai bine. Deci teoria economică cam respectă aerodinamica și fizica, ceea ce e o chestiune interesantă. A doua chestiune, că dacă citești prima introducere, aveți, de fapt, în ce te bagi. Și zice, cutie neagră. E destul de adevărat că e o cutie neagră. Cutia neagră e tot din aviație. De fapt, e portocalie la ce vedeți dumneavoastră la aviare, dar asta ce înseamnă? Că știi doar ce intră și vezi doar ce iese. Cum se întâmplă lucrurile astea înăuntru, nu știi despre el. Eu cred că totuși la corporații lucrurile cam se ghicesc ce e înăuntru. Problema după aia vine, sincer să fiu, n-am... asimetria asta informațională este, cred că este destul de important. Pentru că o corporație are o mulțime de acționari. Acționarii ăia nu sunt în stare să se unească între ei, să fie o putere relativ egală cu a managementului în ceea ce privește decizia. Sau noi avem o problemă și vrem să-i le dăm în cap la manager că ne-am prins noi că ne fură. Nu avem cum să ne adunăm. Trebuie să ne ducem pe stadion, că ne trebuie 50.000, după aceea trebuie să adunăm resurse ca să putem să facem lucrul ăsta și să-i convingem să mergem mai departe. Dar dacă ar fi unul suficient de mare, de exemplu, la noi ar fi fondul proprietar, da?
care întotdeauna e scandalagiu și face, bine face, pentru că el are, de fapt, nici el nu e proprietar, e tot manager, e un manager care vrea să le dea în cap altor manageri, de obicei în zona de stat. Dar e clar că cutia neagră ne ascunde ceva, dar putem să ghicim puțin, puțin câte puțin ce e înăuntru. Din păcate, ce e înăuntru nu e întotdeauna foarte bine. Și nu e din cauza deciziilor, ci din cauza unor lucruri care s-au dezvoltat în timp. Mi-a plăcut, ai dat câteva exemple în carte de istorie. Întâmplător, ca să, pentru cei mai tineri, cazul Enron, un caz clar în care managementul a fost luat de val și împreună cu niște băieți deștepți care întâmplător erau și auditori, au zis, cum mărim noi bonusul nostru? Păi bonusul se mărește prin creșterea profitului. Și cum creștem profitul? Păi creștem vânzările, dar trebuie să avem și costuri foarte mici. Atunci vindeau de 100 și după aceea recunoșteau un costul doar amortizarea care era 10. Lucrurile erau false. Asta genera o mulțime de chestii și pe băieții au aval. Formal existau toate controlele. Deci informația trebuia să fie peste tot. Auditorul povestea ăla cu raportul nu știu ce. Nimeni nu s-a prins. O perioadă de... Când a apărut, în sfârșit, trebuia să ascundem preșul și am omorât unul dintre Big Six pe vremea aia. Au rămas doar Big Five, care acum sunt Big Four. Și așa s-a întâmplat. Dar cred că n-a fost o chestie... A fost, dom'le, trebuie să plătim un tribut. Este clar. Nu este o chestiune care a pus lucrurile pe un făgaș normal în toată această chestiune legată de corporație. Cred că, de fapt, esența istoriei aici este hazardul moral. Natura umană este de tipul ăsta. El fură. Sau, în sfârșit, își găsești o viață mai ușoară de... Am zis foarte ușor. Nu, n-am zis. Ștergeți. Încearcă să-și optimizeze relația între beneficiu și efort. În mintea lui face un cost-beneficiu foarte rapid. Și zice, băi, e foarte bun. Plus că eu sunt mai deștept decât acționar. De ce? Că ea nu am școală. Iar eu am școală. Criza, însă, cred că este rezultatul faptului că am fost toți la aceleași tipuri de școli. Întâmplător am o școală americană și eu, dar nu dau vina pe asta. La școală ne-a învățat ceva. Dacă sunt manager într-o multinațională și zic, băi, am o decizie de luat, o iau by the book. Dacă nu iau by the book, este și iese prost, e greșeala mea. Dacă folosești ce zice compania, ce zice cartea, ce știu ce, n-am avut noroc. Și iese prost, asta vreau să zic. Și atunci ne ascundem, de fapt, după niște lucruri pe care atunci când ne avantajează. Când nu ne avantajează, nu ne ascundem în ele și mergem mai departe înainte. Recunosc, după cum v-am spus, v-am recunosc cinstit că am fost ca studentul, mi-a dat termen să citesc, am citit, mi-am notat niște lucruri. Cu astea n-am nimic personal. Dacă ne uităm în toate deciziile de achiziții de orice, ale multinaționalilor, toate se iau după o schemă care e gândită de obicei într-un singur loc. Și deciziile se iau acolo. Dacă vrei să lucrezi pentru Petrom, pentru un proiect mai mare, trebuie să te duci să dai interviu la Vienna. Asta este clar. Nu discutăm de... Și este același lucru. Dacă ai ceva, vrei să schimbi lucrurile astea, nu o să faci niciodată din interiorul corporației. Pentru că astea sunt regulile alea din cutia neagră, pe care băieții când intră acolo primesc o injecție și rămân cu ele pentru întreaga perioadă. Este un vaccin care îi ajută să gândească și să fie foarte mult. Sigur, le dă și posibilitatea să crească. Au tot felul de satisfacții care, mândria de a fi corporație. Dar nu discutăm despre asta, că n-am discutat despre asta. Mi-a plăcut foarte mult istoria cu intervenția statului. Am o glumă, mă întreabă lumea de obicei, cum e mai bine? Statul ăsta, cum face? Nu în România, în altă parte. Și eu spun, domnule, în România e foarte bine. În ciuda intervenției suportului guvernului, economia merge bine. Bine, nu e adevărat întru totul acum, dar au fost momente când guvernul sprijinea foarte puternic chestia asta și în ciuda sprijinului, economia aia mică, întreprinzătorul, că despre asta vorbim, s-a dus înainte. Dar după aia, dacă ne uităm, este o paralelie destul de important între corporație și stat. Nivelul de birocrație pe care l-aș asimila cu, l-aș compara cu entropia, eu aveam când eram mai tânăr și încercam să înțeleg cum e cu economia, făceam o paralelă destul de bună cu termodinamica. Și aveam pe fiecare, cu mărimile de stare, mărimile de proces, entropia pare că seamănă foarte bine cu birocrație. Și, bă, aici e creștere în permanență, asta este.
Și atât unul cât și altul, eu n-am auzit de vreo corporație care să-și reducă numărul de proceduri. În aviație am lucrat într-o întreprindere, că era întreprindere pe vremea aia, care era sub controlul British Aerospace, în România. Și aveam la mulți de hârtii și de lucruri și nu mi-aduc aminte ca cineva în aia 6 ani cât am fost inginer de avioane să fi venit să zică, băi, anulăm jumătate dintre manuale și mai le folosim doar pe astea, că astea sunt indesența lor dinainte. Nu, de fiecare dată apăreau încă câteva sute de pagini, câteva dosare noi, câteva reguli noi de control. Pentru că se întâmplase ceva și încercam să prevenim din ceea ce se întâmplase din urmă. Deci, birocrația, ea cum este autosustinută, nu poate decât să crească. Tot legat de asta, mai era un lucru, ai spus la un moment dat, cel mai... Nu e de la tine. Este un volum imens de informație pus din toate, nu știu de unde le știi pe toate. Asta este altă chestiune, de unde le-a adunat pe toate, dar e foarte mult. Crede-mă că cam știu să evaluez chestia asta. Și zici, armonie intereselor corect înțeles. Când am auzit asta, zic că asta seamănă cu legea gazelor ideal. Sau perfect. Adică nu se întâmplă niciodată. Dar facem o oarece simplificare ca să putem să trăim mai departe, că altfel nu știm să calculăm, fără metodă dinamice. Alte lucruri de genul ăsta. Și la un moment dat apare un concept al despotului luminat, e prefigurat acolo în spate. Ăsta nu există. Ăsta există doar în teorie. În practică nu vom reuși să facem niciodată lucrul ăsta. Și atunci, fundamental, am o problemă cu corporația care are atomizarea asta a proprietarii. Sunt de acord că proprietatea mai de importantă. Cred că aia care s-au dus să se facă acolo au fost fie gambleri, care au zis că fac tot felul de lucruri, fie oameni care n-au avut suficientă tărie de caracter sau suficient capital ca să se apuce de capul lor. Și atunci au zis, băi, vreau să... Așa ne-a învățat pe noi la școală la America, că trebuie să facem ceva în viață cu banii, nu-i aruncăm, îi băgăm ca economia să se miște și îi băgăm acolo. Deci s-ar putea să fie puțină intenție în momentul în care am început să construiesc corporații. Că toate corporațiile au început de la o afacere de familie și am vreo 3 pe care nu vreau să-i numesc acum, dar de când m-a spus să gândesc, am început să-i leg și eu. Și am unul de acolo, unul de acolo, unul de acolo și toți au crescut la fel. Deși au fost afaceri de familie, s-au făcut după aia corporații multinaționale, însă esența afacerii de familie și ăsta cu Il Padrino și cu toată istoria, există în continuare în aceste corporații. Nu poate să scape de ele. Ceea ce e o chestiune greu de... Nu știu cum să o măsor foarte bine în teorie, mai ales că e o teorie în prea știu, acum am văzut câte ceva. Și cu ajutorul... și mulțumesc încă o dată. Dar cu siguranță că atomizarea asta nu este chiar foarte benefică în control. Iar aia care sunt deștepți și se fac manager, nu se fac acționari. Sau dacă joacă, știi unde să joace, în așa fel încât să-și mărească lucrurile. Și după aia au impresia că fiind mult mai deștepți, trebuie să primească mult mai mult. Îi expropiază, nu sistematic, ci atunci când au oportunitatea. Sunt de acord. Am învățat și pentru că dacă le iei din proprietate și o trăiesc pe tine și ei sunt foarte mulțumiți, e un merit pe care îl au. Nu este o chestiune pe care au făcut-o, ci e meritul lor. Deci bine merită acea chestiune. Expunerea completă, că e mare, despre hazardul moral, e foarte greu de comentat. Mi se pare că fiind călăuzitor, nu prea pot să zic, păi nu e așa, nu sunt de acord. Am exemple pentru fiecare din astea, din viață. Le-am văzut cu urmă. Și dacă mă duc doar să zic că principiul etică, calea etică, rezolvi toate problemele pe care le-am ridicat acolo, nu prea merge. Cred că mai trebuie ceva. Nu e numai etica. Băi, eu sunt cinstit întotdeauna. Mai trebuie ceva ca să-mi rezolv problema respectivă. Dar ce am simțit eu cu criza asta? Ce s-a întâmplat? În primul rând, cred că e vorba de o criză morală care a dus la toată istoria asta. Dar simt că este și un flux înapoi. Deci e un lucru bun. Asta e o chestie, mă bucur că pot să zic și ceva bun în istorie. Cred că antreprenorul a început să se vadă nu ca ăla care face ceva ca o furnicuță și adună ceva pentru el și familia lui, se gândește mai mult și pentru ăia pentru care lucrează pentru el. Deci o chestiune oarecum spre socialism. Așa, e greu să o definez foarte bine, dar rolul ăsta de corporate social responsibility este, începe să fie mult prea teoretizat și multe lucruri de acolo, dar el se gândește în primul rând mai puțin la profitul lui și la venitul lui și la familiei lui, cât să fie sigur că ăia pe care i-are, față de care are responsabilitate, se duc mai departe. Corporația
e ca dinozaurul. E greu să-i ajungă informația asta de la coadă la cap și să se... El declară că face asta. Și face o mulțime de lucruri pentru copii amărâți, pentru... Toate cazurile sociale le face în față. Și ei sunt foarte... Unii cred foarte mult în chestia asta. Dar pentru întreaga masă este puțin mai complicat. Atunci când vine rău, zice, voi, frate, ne pare rău, trebuie să închidem fabrica din Germania, să mutăm în România. Mai vedem cum facem și așa mai departe. Una peste alta, nu cred că am o poziție, nu pot să am o poziție fundamentală împotriva ceea ce spui acolo. Sigur, școala austriacă este o chestiune, nu discutăm pe asta, că asta nu mă pricep la școala austriacă, decât v-am spus, că austriecii au niște reguli foarte clare de ce sunt extrem de libertarie. Însă, cred că ciclurile astea de dus întors, pentru că cu siguranță sunt, nu se rezolvă prin intervenția statului. Deci nu cred că intervenția statului poate să mă rezolve toate problemele astea și neștiind altceva până acum, pentru că n-am... Mi-e frică să mă gândesc la război. Am prieteni care zic că o să vină la război și se mai rezolvă din lucrurile astea și pornim din nou, suntem restretate. Nu vreau să mă gândesc la asta. Dacă fac abstracție de această soluție care e radicală și care în ziua de azi ar trebui să arate puțin altfel, nu văd o modalitate în care să-mi reașez lucrurile, pentru că în momentul de față sunt oarecum foarte depărtate. Te duci la multinațională, sigur, te duci la BMW în România sau te duci în Austria, arată la fel. Și modul de comportament, și vânzarea, și serviciul, și toată istoria asta. Dar dacă te uiți după aia în spate, el declară că e cel mai bun serviciu, nu știu ce, dar după aia când încep să-i iei la bani măruți, observ că se... Piesele se strică mult mai des decât se strica acum 10 ani, că grija față de client e până ia banul și după aia mai vedem noi ce face și așa mai departe. Lucrurile astea, până la urmă, trebuie să vor plăti, vor genera niște lucruri care trebuie plătite de corporații. Iar asta nu prea îmi dau seama cum se poate rezolva. Mai am niște lucruri aici, nu știu mai trebuie să scriu, am vrea și niște lucruri. Am văzut o chestie foarte interesantă. O parte din întreprinderile de stat de la noi, care în general sunt utilități, nu mai avem întreprinderi de stat care să funcționeze, dar utilități. Managementul se substituie fără doar și poate acționariatul. Nici nu există acționariatul, pentru că de obicei autoritate publică locală și așa mai departe, ăla nu mai există relație. Când ai negociere patronat-sindicate, o faci de fapt cu management. Bine, nici sindicatele nu sunt chiar reprezentative, dar asta este altă... Am zis că s-a alături, nu vreau să intru în discuția asta. Deci el, pe măsură ce are această asimetrie informațională în care el a negociat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, nu știu ce credit, sau cu Uniunea Europeană, nu știu ce grant și nu știu ce chestie, brusc devine stăpân peste tot ceea ce are acolo. Și asta, de fapt, se întâmplă, ăla fiind mai puțin educat și mai puțin încorsetat decât managementul din multinaționale, din corporație, așa, devine mult mai manifest pe această cale, în care el este un fel de antreprenor, adică și stăpân și manager în același timp, și proprietar și manager. Și probabil că este, cu cât nivelul de încorsetare e mai mare și birocrația e mai mare în chestia, poate lucrurile se întâmplă mai puțin. Dar cu cât e mai lax, poate își dă drumul mai mult în această chestie. Eu mă bucur că mi-ați dat ocazia să am avut și eu de citit la vârsta asta, lucrare într-o zonă care n-aș fi ajuns oricum dacă nu mă împingea pe ăsta, deci nu cred că m-am putea să citesc despre chestia asta. Ce am constatat însă este că nu-s departe de unele idei de acolo, ceea ce mă bucură și mă sperie puțin. Probabil că m-am schimbat în modul de gândire. Cam asta vreau să spun. Mulțumesc! Mulțumesc, Sorin, pentru comentariile astea cred eu care ne aduc într-o zonă de confruntare cu realitatea, cu lumea reală a pozițiilor teoretice exprimate. Unul din lucrurile care mă intrigă și care m-a intrigat și parcurgând cartea este că Octavian pare să aibă o anumită îndoială cu privire la legitimitatea și existența naturală a corporației. Adică, pentru el, undeva, starea naturală este antreprenoriatul pur, care este
pornind de la individ, și faptul că apare o construcție din asta, o supraconstrucție, cum este corporația, peste acest antreprenoriat care este starea ideală, ridică un semn de întrebare. Este datorat el faptului că a intervenit statul și a dat o lege pentru existența corporațiilor? Sau, în privința asta, mie mi se pare că nu ar exista prea multe motive de îndoială, pentru că dacă urmărim întreaga istoria dezvoltării umane, a existat o tendință permanentă de creare a unor entități din ce în ce mai mari. Și faptul că la 1843 Parlamentul Britanic a dat prima lege care recunoștea juridic existența corporației, nu înseamnă că atunci s-a înființat corporația. Deja toate structurile din timpul venețienilor, care făceau expedițiile în Orient și aduceau, fiecare structură din momentul ăla era o corporație și avea toate atributele unei corporații, chiar și din punct de vedere juridic. Contractul care era semnat atunci conținea toate elementele de corporație. Deci sunt niște creații naturale. Mie mi se pare că trebuie să recunoaștem faptul că sunt niște creații naturale. De ce sunt ele naturale și de ce apar și de ce continuă să supraviețuiască într-un mediu pe care noi credem că ar trebui să fie dominat de antreprenoriat pur și de... Lucrurile sunt destul de simple aici, mi se pare. Există peste tot ceea ce se numește economie de scară. Multe fenomene din natură chiar, nu numai din societate, sunt dirijate de această lege a economiei de scară. Vreau să vă spun că și în biologie există observații care spun foarte clar că regnul animal a evoluat în dimensiuni tot mai mari de-a lungul miliardelor de ani, de când... Deci au fost la început organisme unicelulare, au devenit multicelulare și în momentul de față avem cele mai mari organisme care s-au dezvoltat, pentru că există o tendință naturală în biologie, există niște economii care se realizează într-un organism care... Și mi se pare că ăsta este fundamental pentru existența corporației. Alea mari au dispărut. Da, o parte din ele, dinozauri și crezvaluri. Dar ăsta este un blip în istoria miliardelor de ani. A fost accidentul de acum 600 de milioane, când... Au fost cinci mari dispariții, să știți. Da, cinci mari dispariții, da. Cinci au fost. Da. Deci ăsta este care de milioane de ani, fiecare. Da. Ăsta nu mai fost încă... Încă patru, așa este. Și deci există chiar în natura vie, chiar în biologie, există această tendință de apariția unor organisme și probabil că explicația este o anumită presiune și o anumită economie de scară care se realizează. Iar în cadrul corporațiilor, economiile de scară care se realizează, mi se pare că sunt indubitabile și sunt foarte multe elemente care pot să fie analizate, să vedem unde sunt aceste economii. Dar înainte de a merge mai departe cu discuțiile, evident că o să rog pe Radu Șezăcu să le expună și poziția sa. Da. Problema mea este că au fost foarte multe lucruri. Nu știu dacă pot să mai rămân, dar mi-am pregătit și eu scenariul de rezervă. Cantabria a acoperit principalele argumente teoretice. De voi să mă ajutați. Și a epuizat, să zic, subiectul. Dar aș vrea să fiu un pic un avatar al Octavii, apropo de argumentele sale, și chiar să fac și eu câteva considerații despre acest subiect extrem, extrem de relevant și aparent mulți pare a nu internaliza toate discuții. Evident, corporația de azi sunt principal instrument legal de formarea prosperității. Dar și ne punem întrebarea, paradoxal, sunt două curente de gândire și lucrarea Octaviei, deși pare că e o lucrare de teorie de business, de fapt este o lucrare ideologică, fiindcă astăzi sunt două mari curente care pun în discuție acest subiect. Este stânga, de tipul too big to jail, deci ideea că marile big business sunt create, sunt injuste, dar nu fiindcă sunt create, sunt injuste ca idee, ca și relație socială. Și paradoxal, deci asta ar fi stânga și stânga extremă, și paradoxal în dreapta, cum este domnul
Octavian Jura și permisiunea lui, dacă mai rog, intru și eu în dreapta extremă acolo. Și eu. Fiindcă paradoxul este cumva dacă un capitalism, o societate fără acest instrument legal ar arăta la fel. Și atenție că discuția de regulă e denaturată de un element care apare a nu avea legătură, și anume semnul egal între corporație și big business. Teoria economică nu poate spune argumente clare care ar fi dimensiunea optimă sau care ar fi dimensiunea maximă a firmelor. Este un lucru empiric care ține de abilități antreprenoriale. Ai un John D. Rockefeller care construiește un gigant și e clar că, deși este un Robert Barron și toată lumea care echivalează un fel de Adolf Hitler al capitalismului, cine citește biografia vede că era un individ extraordinar de antreprinzător, de abil, de tot ce vedea legat de firma sa, inova, încerca să reducă costurile. Ceea ce a construit acolo nu a fost neapărat așa cum știm toții povestea Robert Barron, baronii, adică oamenii de afaceri, jefuitori ei. Deci, asta e imaginea tradițională și încurcătura derivă din această suprapunere. Astăzi, marile afaceri în lume sunt organizate legate și corporații. Au fost câteva cazuri puțin frecvente. Mă gândeam la Goldman Sachs, și care până în 99 a fost un partnership de asemenea. Și s-au transformat și în corporații picioare și iarăși incentivurile care operează. E clar că poți fi un mare întreprinzător sau o mare firmă fără să beneficiezi de avantaje. Și există probabil că marea majoritate a oamenilor de bun simț acolo sunt. Pe de altă parte, aceste scandaluri, aceste exproprieri, să le zicem, pun întrebarea, fiindcă nu sunt doar cazuri patologice de indivizi. Sunt prea frecvente ca să fie așa ceva. Îți pui întrebarea dacă nu este ceva instituțional. E interesant că marele val de crearea marilor afaceri din secolul XIX nu a s-a bazat pe acest instrument legal, ci pe alt instrument legal, cum știți foarte bine, trusturile. Deci, practic, corporațiile apar ca și formă dominantă în secolul XX, după așa numită epoca trustificării. Deci, e interesant că asta spune că există big business și fără corporații. Există alte forme de a organiza legal marile afaceri decât corporațiile. Și dilema intervine: ce face diferența atunci când astăzi regimul legal pare că favorizează, în ghilimele, organizarea marilor afaceri ca și corporații? Deci, Octavian Jura, în această lucrare, atinge o problemă extrem de spinoasă, așa cum spune și el, ca orice economist care înțelege ceea ce vorbește, face filozofie politică, și toată discuția duce în filozofie politică. Este o lucrare care are un aport masiv, zic eu, fiindcă ce o discuție din școala austriacă la un alt nivel. Există o literatură interesantă pe firmă, dar niciodată n-a sărit în discuția law in economics, adică și dimensiunea legală. Și din acest punct de vedere, cartea în sine merită citită, chiar dacă nu ești de acord cu opiniile, dar eu zic că rămân acolo niște întrebări care fiecare trebuie să-și ofere un răspuns. Asta dacă vrei să înțelegi realitatea în care te miști ca întreprinzător, ca individ, ca om de știință. Ce face el, și o să spun imediat apropo de stilul lui, fiindcă nu vreau să mai repet argumentele, o să mă rezum la stilul lui de a scrie și să fac un fel de advertising al lucrării. Face această analiză a fenomenelor recente de creare și distribuție de prosperitate în marile firme din perspectiva încercării de a pune termen de proprietate legitimă. Și aici, într-adevăr, școala austriacă reia această tradiție a natural law, ideea existenței unui sistem de reguli etice și legale independente de decizia legiuitorului. Asta este marea problemă. Ce s-ar întâmpla fără decizie care foarte probabil urmărește niște obiective de tip public policy, trade-off-uri, da? Și ceea ce s-ar fi întâmplat fără aceste decizii politice. Este clar că lucrarea sa este o lucrare de economie politică specială. Dacă deschizi un manual de economics contemporan de 1000 de pagini, cred că găsești terenul de proprietate cam de 10 ori, maxim.
Ata vijora aproape de 10 ori cu pagina. Deci este un caz atipic. Și dacă greșesc cu această evaluare, aș spune așa, în termen modern, aș fi discut la oare de care pe plantație de orez pe undeva prin o țară de stânga. Deci, merită citit în sine și de asemenea vreau să fac câteva pentru probleme pe care le abordează și de asemenea vreau să fac câteva conversații apropo de stil. Încă el are un stil, Octavian Jora are un stil aparte și o să vedeți imediat de ce consider acest lucru. Mi-am permis să fac câteva avataruri al Octavian Jora în alte domenii sau el să fie un avatar al altă personalități. Și dacă permiteți-mi să fac aceasta, poate evident, poate distinția între sublim și penibil este foarte subțire, să spune. Deci ori să fiu sublim, ori foarte penibil, dar vreau să fac acest lucru. Când citești cartea lui Tavi Jura, sau orice alt mama lui Tavi Jura, parcă te uiți la emisiunea lui George Cruteanu. Și de ce spun asta? Ale celebrului lingvist și om de litere George Cruteanu, fiindcă dacă un text al lui Tavi Jura îl citești prea repede și s-ar putea să pierzi o literă schimbată față de original, să zic așa, s-ar putea să pierzi întregul înțeles. Dar la Tavi Jura nimic nu este întâmplător. Și mă gândesc când publică o carte că este unul dintre motivele pentru care cei care verifică textul îi merită bani. Cred că este chinuitor pentru ei. Mai ales ai senzația la Tavi, uneori, că torturează limbajul. Adică, repet, dacă citești, nu poți să citești ca pe roman polițist, nu poți să citești ca pe o teză, cum să zic, de tren. Când citești, trebuie să subliniezi, trebuie să cauți dicționar, trebuie să... Dar spre deosebire de Guantanamo, Tavi scoate secrete din aceste torturi. Și din punctul ăsta de vedere ar fi de felicitat. E clar că, deci ca să internalizezi dezbaterea, trebuie să ai în spate niște lecturi. Și acele referințe pe care le face nu sunt puse acolo așa cum se face de regulă în lucrurile de știință contemporane. Le pui ca să-ți legitimezi ideea că am citit atât de mult și iată, fac referințe și de obicei nu pui pe cele de unde ai luat. Exact, asta domnul profesor, e o eternitate a cercetării științifice peste tot, numai în România, asta e clar. Și cartea lui Tavi Jora, i-am mai zis, deci am zis George Cruteanu, da? I-am mai zis Serghei Buca. Adică aleargă și odată sare și citești cartea lui, se pare că nu se duplă nimica și deodată s-ar putea să scapi săritura și face sărituri Serghei Buca de fiecare dată cu recorduri mondiale, să zic așa. Dar îmi cer scuze pentru metafora asta cu atletismul, fiindcă știu și trebuie să dezvolui acest lucru, fiindcă a fost un insider al carierei sale. Sunt șeful lui administrativ, am dosarul lui tot. A scris, Tavi are și o experiență jurnalistică și este un fan teribil al, nu o să vă vină să cred, al sportului, al fotbalului, da? Spune că fotbalul în sportul gentleman, parcă fanii sunt haimanale față de rugby, unde e invers. Dar Tavi, dacă iese intră în acest lucru, e și un fel de Nicolae Dobrin, adică fiindcă, nu zic pe alea, fiindcă n-a intrat în cercetarea globală mondială, e deocamdată la nivel, în divizia națională, dar are o productivitate și o frumusețe a argumentației incredibil, ca să anșusul școlii austriece în mainstream, internațională a capitalismului, adică e clar că folosește și cred că el însuși e un consumator al propriilor lui lucrări, ceea ce e teribil, adică e în pericol să facă știința economică atractivă și din acest punct de vedere, chiar când citești mai mult de mainstream, parcă ai de-a face cu un cartel care vrea să respingă oamenii în mod genuin, interesați de citit, să-i facă să nu mai citească, adică un fel de cartel care vrea să țină aceste dispoateri doar pentru ei.
dar vigilarea este și un populizator din acest, în sensul că e un spărgător de grevă sau de cartelă. Și în ultimul rând, dar vigilarea scrie ca, ca și George Napolitano, un membru al Comisiei Constituționale, cum se numește, adică, cum zicea și distinsul invitat, nu cred că găsești cărți de economie cu atâta expresii latinești. Și nu, adică și englezești, dar în primul rând latinești. Și ai senzația că citești o decizie a Curții Supreme de Justiție, ceea ce sugerează că este un tip particular de economist, de scriitor. Și cred că, în sine, repet, cititul acestei cărți îți poate oferi momente incredibile de distracție abstractă, adică citind teorie, să-ți placă și să realizezi cât de, cât de interesant este. Deci, recomand acest lucru, indiferent de ghilimele, curentul din economistului care își propune să studieze acest element. Și am certitudinea că nu numai că te familiarizezi cu niște dezbateri, dar găsești răspunsuri și găsești soluții care nu sunt întâmplătoare. Deci, la prima vedere, ca să pun într-o perspectivă, argumentația de tip a priori, de tip austriac, pare a fi ca și orice altă argumentație limbică care ține de ce părere are subiectiv acel cercetător. Și, într-adevăr, când pui lucrurile într-o ecuație, pare că este mai obiectiv. Eu vă provoc să schimbați o propoziție din carte și să vedeți dacă arată la fel. Ceea ce sugerează că este structurată exact ca o colecție de matematică. Și mă gândeam odată dacă am mai am permis să fiu sublim sau permis. Dacă am rămâne tabii mai tăi fără slujbă, ce alte tipuri de meserii am putea găsi și cred că anchetatorii ar fi... Am avea un avantaj competitiv că identifici mereu contradicțiile. Da? Deci nu permiți celuilalt să vină cu povești care să facă acum cap, ci... Ci nu s-a mâncat. Deja e, cum să zic, e irrelevant. Deci mă declar nu proprietarian, ci jorian. Apropo de acest demers și, evident, doresc să continue aceste idealize și să treacă la nivelul multinațional, adică la dezbaterii multinaționale, da? Unde, fiindcă, evident, în România suntem o comunitate mică, cei care dezbat, cei care își pun probleme. Și, evident, în comunitățile mici fie ai și chestii, lucruri care sunt poate irelevante pentru dezbaterea mare, dar și diamante pe care cei din dezbaterea mare probabil că își închipuie că nu le găsesc la nivel local. Da? Deci, felicitări și succes în continuare în această meserie. Mulțumesc, Radu! O observație pe care o faci în legătură cu stilul, cred că este evidentă pentru toți cei care trec prin carte. Octavian are un stil foarte bine definit. Nu este în niciun caz ușor. Este un stil necesită foarte multă concentrare. Este o lucrare foarte densă. Ca să o parcurgi, trebuie să ai dispoziția și timpul necesare ca să treci prin toată argumentația, pentru că nu poți să scapi. Dacă pierzi ceva, așa cum spuneam, poate că ai pierdut tocmai saltul care era esențial în toată demonstrația. Dar din când în când are o turnură de fraze care este amuzantă, care deschide, descrețește frunțile, așa știi. Într-adevăr, este foarte interesant și din punctul ăsta de vedere, dar în niciun caz nu vă așteptați la o lectură ușoară. Este o lectură dificilă, este foarte densă, este plină de referințe,
trebuie să ai anterior un bun bagaj de cunoștințe pentru toate lucrurile la care se referă el. Vreau să spun că pentru mine mi-am dat seama că am rămas de mult în urmă. Aici în carte descoperi că Mises și Hayek sunt cam depășiți și că la zi este Rothbard și cu Van Hoffer și cu Vlad Topan. Ceea ce eu eram puțin în urmă în prezența unor dezvoltări din astea, dar am descoperit odată cu lectura acestei cărți. Este foarte interesant. Nu sunt convins că am pătruns și că am internalizat toate argumentele. Am multe lucruri pentru care am semne de întrebare, nu sunt deloc convins pentru unele dintre ele, dar nu știu dacă este vina mea că n-am reușit să înțeleg sau este vina lui că a avut o scăpare în argumentare. Și nici nu cred că foarte ușor pot să mă lămuresc în privința asta, pentru că mi-ar trebui foarte multă vreme să stau să lucrez la această carte. Nu s-o parcurs, ar trebui să stau să lucrez pe ea, la fiecare pagină, să fac cu notițe în mână, să fac comentarii și așa mai departe. Abia în momentul ăla aș putea să spun, da, aici este ceva cu care nu e bine. În momentul ăsta nu. Pentru mine, în momentul ăsta, sunt câteva lucruri care sună suspect, dar nu pot să spun că sunt sau nu sunt. De exemplu, pentru argumentația în legătură cu corporația, logica lui Tavi, pe care mi-a prezentat-o succinct acum, este că pornești individ, proprietate, antreprenoriat și antreprenoriatul, și astea sunt elementele care sunt suficiente pentru a explica corporația și existența și tot ce ține de funcționarea corporației. Și nu sunt convins că încercarea de a păstra lucrurile la acest nivel este suficientă. În primul rând, Tavi, pentru a depăși obstacolul evident pentru oricine care știe cum sunt organizate corporațiile, știe că sunt formate din nenumărați acționari care au o legătură foarte slabă cu corporația, ai numit pe acești oameni antreprenori în sensul obișnuit al cuvântului, e o forțare foarte mare a limitelor termenilor. Nu cred că sunt antreprenori, pentru mine ei sunt mai degrabă ceea ce spune el de creditori, acel capitalist care nu face decât să împrumute banii, nu să participe efectiv la afaceri. Majoritatea acționarilor, vreau să spun că sunt fundamentalmente ei sunt pe poziție de creditori, iar pentru mine această clasificare în antreprenori, creditori, acționari și așa mai departe, nu este convingătoare. Mie mi se pare că, de fapt, există un continuum între toate aceste categorii. Noi alegem în acest continuum și spunem ăsta este antreprenor, dar el, în același timp, are mai multe funcții. Iar ăsta care este acționar este undeva la mijloc, între cel care este pur creditor, care este, să spunem, un bancher care dă banii la afacere, să spunem că e pur creditor, dar nici nu e pur creditor. Și el are partea lui de riscuri, și el are partea lui de implicare în afacere. Sunt tot felul, este un continuum în care poți să identifici tot timpul diverse poziții. Există așa numitele firme de capital de risc, care sunt foarte puternice în momentul de față și care sunt undeva între antreprenor, creditor, acționar, dar se și implică foarte mult direct în afacerea pe care o finanțează. Deci el vine la afacerea cuiva, există un antreprenor care are ideea de afacere, o pune în aplicare și apoi are nevoie pentru dezvoltarea acestei idei de afacere, are nevoie de finanțare. Ia legătura cu un finanțator din ăsta, iar acest finanțator are un rol complex. El începe să devină și antreprenor, deși din punct de vedere juridic poate că el își păstrează poziția, are mijloace de finanțare diverse. Poate să-i participe la equity, poate să participe la finanțare prin credite. Deci n-are legătură implicarea lui ca în afacere cu modul în care se raportează ca finanțare sau ca statut juridic. Capital de risc nu presupune doar participarea la capitală. Poate să participe, multe forme de participare.
și împrumuturi și... Deci are tot felul de forme de... are o paletă largă. Și în această... Înseamnă de... că s-a diluat substanța economică? Da, s-a diluat. Trebuie privită ca un continuu. Deci este o... Și tot timpul sunt inventate noi poziții, noi mijloace, noi instrumente. Deci, în economie, în piață, pentru că și aici există o evoluție, și aici există inovație, și această inovație face ca tot timpul să apară noi, dar mă opresc cu aici, dau cuvântul celor care vor să aibă comentarii din sală, și la sfârșit o să rog pe Octavian să tragă câteva concluzii. Poftim! Să încerc eu așa un mix de comentarii. În primul rând salut o astfel de mutare, pentru că iată consistență domeniului nostru de, să spunem așa, cercetare și educație și anume relații economice internaționale. Sunt foarte multe voci care spun, domne, studii, facultate pe domeniul relațiilor economice internaționale fiind un nonsens, pentru că nu diferă cu nimic o corporație locală de o corporație internațională sau multinațională, sau exportul nu e altceva decât tot o vânzare de bunuri pe o piață, deci ar putea fi studiat de către comerț și așa mai departe. Deci faptul că apar lucrări și se publică lucrări în acest domeniu, clar sunt eu un lucru bucurător și dă consistență domeniului din care fac și eu parte. Pe de altă parte, e salutar o astfel de lucrare pentru că dacă privim la ora actuală în România și nu vreau să dau nume, deși îl dau, că asta e, nu mai vreau să mă mai feresc, mai ales că m-a făcut trădător de neam și țară, Ilie Șervănescu, de exemplu, dacă îl studiați, o să vedeți că vede capitalul străin ca fiind ceva exploatator, surse de colonialism la nivelul unei țări și atunci, cumva, cred că genul acesta de lucrări clarifică faptul că nu există naționalitate în spatele capitalului până la urmă și că nu mai trebuie să ne uităm la culoarea și la, să spunem așa, nuanța capitalului și ca țară emergentă până la urmă trebuie să credem în beneficiile acestui capital. De asemenea, sunt alți colegi de-ai noștri, tot din domeniul, din breasla noastră academică, ce consideră că libera circulație a capitalurilor reprezintă sursa crizei. Și iar avem o problemă cu această discuție, deci din nou lucrare de genul acesta e îmbucurătoare. Și aș mai spune doar următorul lucru vis-a-vis de corporații. Sunt și eu convins că de multe ori aceste corporații apar, se dezvoltă, se diversifică din punct de vedere al formelor lor și ca o reacție la ceea ce înseamnă la ora actuală intervenționismul etatic. Până la urmă, corporațiile multinaționale de multe ori s-au dezvoltat pentru că există bariere de intrare-ieșire pe o piață. Prețurile de transfer te salvează de anumite probleme fiscale. Mai apare iar o discuție interesantă vis-a-vis de faptul că creditul bancar e deductibil fiscal, dobânda e deductibilă fiscal, în timp ce dividendul la ora actuală se plătește după impozitare, ceea ce face corporația să aibă un anumit sens din acest punct de vedere. Să sperăm că da. Cert este că băncile nu acordă credite de genul ăsta decât dacă ești organizat într-o anumită formă din această corporativă. Deci oarecum barierele acestea intervenționiste pot da explicație vis-a-vis de aceste corporații că ele există și s-ar putea să ajungem chiar la concluzia că e o treabă artificială mai degrabă și o treabă indusă de mediul în care operăm și ne dezvoltăm ca idee de afacere și ca reacție și mai puțin ca o stare naturală de lucru. De ce să nu se poată asocia 2, 10, 30 de parteneri, de antreprenori, într-o formă din aceasta de parteneriat stabilită pe baze contractuale? De ce să nu se poată întâmpla treaba aceasta și să nu numim neapărat corporație acest lucru? De ce să nu poată fi listabilă pe bursă, listabil pe bursă un astfel de parteneriat? Deci discuții de tipul acesta. Și eu zic că deocamdată m-aș putea opri aici. Salut lucrarea și eforturile colegului meu și îl încurajez și eu să continue pentru că știu că are, ca spun așa, cu ce. Deci e votat natural să poată să ducă mai departe provocările respective. Poate că l-aș întreba dacă ar fi să ilustreze empiric niște avataruri de tipul acesta, ilustreze, dar nu să demonstreze,
care ar fi două avataruri pe care și le-ar propune să le ilustreze, având în vedere că există poate datele necesare statistice pentru astfel de ilustrare. Mulțumesc. Eu ar vrea să mă spun de la început mulțumirea și bucuria că asistă la asemenea discuție și în același timp să satisfac o cerință care mi s-a mai pus altădată când am fost pe referendul principal, să spun de la început de ce parte sunt și de unde vin. Așa. În primul rând, cu toate că unii dintre cei de aici mă situează la stânga și la extrema stângă chiar, eu am mai protestat la treaba asta. Aș vrea să spun următorul lucru. Nu din cauza asta împărtășesc sentimentele relativ ambigue și ale referentului principal și ale celorlalți față de corporații. Cel mult am să vreau să aduc argumente și pro și contra, nu din punctul de vedere al justiției sociale, nu din punctul de vedere etic, nici al îndreptățirii natural, nenatural, pentru că omul este în general o ființă care provine din natură, dar nu e numai naturală și nici nu are niciun rost să-i cerem să fie, să justificăm dacă e natural sau să-l condamnăm. Dacă e natural, după cum nu are niciun sens să-i facem un merit că e nenatural sau artificial sau nu. Depinde de funcționalitate și de rezultat. În funcție de asta trebuie spus. Pe de altă parte, sunt cunoscut că, pe lângă faptul că sunt matematician și informatician, m-am ocupat și de economie și eventual de economie matematică. Dar vreau să spun că aici sunt puțin mai în problemă față de impresia altă, pentru că eu am lucrat timp de 12 ani în Catedra de Management Industrial de la Politehnic. Deci sunt ceva mai aproape de subiectul ăsta și pe de altă parte conduceam adică un colectiv de cercetare de talentă catedra asta, produceam și centrul de demonstrativ al unei mari firme de calculatoare care se numea Wang la vremea aceea și care era în anii 75-80 a doua firmă de calculatoare din Statele Unite. Pornită pe baze individuale de la un tip care era foarte inovativ în cadrul IBM-ului, a ieșit în afară și a făcut o firmă și care a pătrut din ce în ce mai mult, tocmai pe nișele pe care le știa că IBM-ul e slab. Pe de altă parte, ca informatician, mă preocupam de două lucruri. Pe de o parte, de sistemele de conducere informatice din întreprindere și totdeauna am militat pe faptul că acestea nu mă situam cu poziția informaticianului care spunea, ăsta este sistemul, trebuie să-l folosiți ca ceea este și totdeauna am susținut și în cărțile de mai târziu când am fost profesor și de asta, așa, că sistemul trebuie să servească managerul cât mai bine și să se mureze pe cerințele lui. Chiar dacă uneori îl depășește, dar la cerințele lui în primul rând. Pe de altă parte, ca conducătură la acestui centru demonstrativ, am fost în contact, eram într-o situație de insider-outsider față de o multinațională, care era într-adevăr foarte mare. Pe de o parte, eram consultant pe probleme profesionale, dar și de comerț al acesteia și aveam contact și cu reprezentantul comercial, era mâna lui dreaptă, dar pe de altă parte am fost și la sediu pentru specializare și contact mai strâns cu sediul din Viena al firmei pentru Europa de Est și cunoșteam și materialele foarte mult de interne și pe de altă parte urmăream, pentru că m-a interesat pe atunci teoria economică și partea de conducere, urmăream și câteva dintre marile firme de producătoare de informatică, atât la nivel hard cât și soft. Și eram în contact direct cu el și profesional și prin alte canale de informație, pentru că în interiorul firmei veneau tot felul de materiale care făceau comparații cu evoluție.
s-ar putea răspunde la o problemă pe care a pus-o domnul profesor câteva exemple. Și eu aș putea să spun asta. De exemplu, IBM-ul treptat s-a... deci firmele care sunt mari și ajung din ce în ce mai mari corporațiile se sclerozează. Se sclerozează pentru că crește foarte mult partea administrativă și atunci administratorul nu se mai gândește cum să câștige firma și cum să inoveze firma, ci cum să-și mențină postul. Avem niște exemple, aș putea să dau niște exemple diferite relativ la relația dintre acționar și, și manager. Unul care a fost mai acum vreo 10 ani a fost în ceea ce privește firma Hewlett Packard, pe care o știți foarte bine, că mai există și acum firme calculatoare HP. Dar era o firmă care era o gamă extraordinară de produse în toată producția electronică și de electricitate, tot ce se bazea pe aparate de măsură și control și așa mai departe. Dar după ce au murit ambii întemeitori, care au fost și promotorii noului ăsta, firma a avut o cădere. Și atunci a avut loc un conflict între moștenitorul ultimului supraviețuitor care a moștenit capitalul principal al firmei, sigur că mai erau și alți acționari, și directorul executiv principal, pentru că acesta din urmă era pentru o unire, o fuziune cu altă firmă emergentă din domeniul ăsta, pe când proprietarul n-a vrut. Și până la urmă s-a făcut în detrimentul proprietarului. Adică s-a trecut peste voința lui cu tot proces, cu tot nu știu ce, s-a făcut unirea și în care, bineînțeles, că directorul executiv a primit o funcție foarte mare și probabil și o parte din capital, din partea celui care a celelalte firme. Pe de altă parte, avem o situație inversă. Dar e după care știu mai bine, pentru că Steve Jobs a fost mai de curând. Steve Jobs, ce a fost și eu știu, de când știam eu că au apărut primele calculatoare portabile, nu din acelea care își făceau carte, calculatoare, efectiv cu program, pe care l-a făcut el Apple II, care a fost cel mai de succes și așa mai departe, care au anticipat laptopurile. El a fost dintre cei care au fost promovatorii și după aceea nu s-a mai înțeles cu acționarii și a ieșit. A ieșit din firmă și firma a început să cadă. A fost rechemat și a pus-o din nou pe picioare. Temă mie că iar o să cadă, pentru că deja eu iau alții înainte. Dar oricum, se vede că nu depinde totdeauna cu relația dintre acționar și proprietar și, management nu este strict determinat într-un anume fel. Depinde și de acționar, depinde și de manager. Dacă managerul este pentru inovație, s-ar putea ca el să ducă înaintea firmei, păcând altfel s-ar putea să fie interesele celorlalți mai importante. Pe de altă parte, apropo de relația dezvoltării firmelor, eu am avut exemplu foarte concret la firma asta Wayne, care s-a bazat pe capul extraordinar de inventiv al acestei, dar și-a extins afacerea extraordinar de mult în domeniul al calculatoarelor. A reușit să ocupe o mare parte din piață, s-a diversificat extrem de mult, dar când a murit managerul, a căzut repede. De ce? Pentru că n-a știut să dezvolte o conducere colectivă. A ținut prea mult firma așa, firma era deja prea mare ca să fie condusă de un singur om și atunci a picat pentru că n-avea substructura, nu n-a spune administrativă, ci de cooperare colectivă între mai mulți oameni care se pricep și care să se coordoneze între ei, pe care el nu și-a pus. Nu și-a construit o echipă. S-a bazat mereu pe sine însuși și a concentrat prea mult în mâinile lui, fără să își dezvolte niște oameni care să-i preia lor. Și acum aș pune problema așa.
revenim la partea principală în care am zis, sunt și nu sunt. Și propun un criteriu. Și criteriul pentru aprecierea, aprecierea filmelor astea mari. Criteriul care este chiar al lui Schumpeter. El ce punea în mod esențial în, în funcția întreprinzătorului? Inovație. Da? Și atunci e bine să judecăm aceste firme mari din punctul de vedere cel mai strict. Lăsând la o parte criterii morale, criterii juridice și așa mai departe. Să încercăm să vedem. Și situația este următoare. Au fost studii. Unele dintre ele și am și acum, chiar o carte întreagă, în care s-au făcut pe zeci și sute de firme mai mici și mai mari și foarte mari studii în ceea ce privește inovația și eficiența. Și s-a dovedit următorul lucru. Nici firmele prea mici nu sunt suficient de promotoare ale noului pentru că nu au suficiente resurse. Trebuie capital și resurse investite și care să suporte și un risc. Pentru că dacă pierzi deodată ceva și asta la inovație, este riscul destul de mare, chiar dacă nu e foarte mare, să nu te curețe din primul. Și firmele foarte mari care suferă de gigantism și care sunt reticente la inovație. De ce? Pentru că conducătorii, în primul rând, vor să-și păstreze funcția și după aceea interesează cât se mai dezvoltă întreprinderea. Și s-a dovedit, în punct de vedere statistic, că cele mai eficiente din punct de vedere al inovației sunt firmele mijlocii, care au și destul de capital, dar nu sunt încă anchilozate din cauza greutății administrative și a birocratismului. Îmi dădea domnul Caian exemplu cât se ridică mormanele. Acum aș vrea să-i mai spun o chestie și domnului Caian. Abordarea dânsului poate că nu știe, dar este foarte utilizată într-un mare curent care există acum în economia, și anume curentul econofizicii, care utilizează foarte multe modele din fizică și mai ales din fizica statistică și termodinamică și le aplică în economie. Nu era numai o metaforă ceea ce făcea dânsul, ci este un mod de abordare foarte pertinent. Nu spun că epuizează toate, că nu este singur, dar este în tot cazul unul care poate ajuta din multe puncte de vedere să înțelegem, pentru că sunt fenomene de masă și care nu sunt perfect dirijate. Așa. Și acum aș vrea să ating puțin și partea de argumentare teoretică. Și aici, chiar aici, poate să fiu puțin mai incisiv în ceea ce privește argumentarea lui Hope în privința justificării proprietății. Prin însăși posibilitatea argumentării. Și dacă privim chiar acest argument, una că aș spune că este puțin circular, seamănă puțin cu așa numitul paradox al mincinosului. Iubulide Cretanu spune, toți cretanii sunt mincinoși. Aici domnul Hope spune, orice argumentare este pro proprietate privată. Dacă privim ce înseamnă argumentarea, pe de-o parte vii cu propriile tale argumente. E clar. Este proprietate privată și nu am nimica în sine și am mai spus-o și altă dată, sunt pentru proprietatea privată. Da? Și chiar pentru marea proprietate privată, cum am mai spus, mare, eventual nu foarte mare, nu pentru că este foarte mare, nu pentru că este așa, ci pentru că devine ineficientă. Asta. O privim lucrurile așa. După aia argumentele celelalte, sigur că sunt de acord și cu relația cu statul și așa mai departe, sunt absolut de acord. Așa. Dar primim lucrurile aici. Sigur, argumentele și
și motivația pe care o dăm într-o argumentație sunt proprii. Să presupunem în cazul cel mai bun și cel mai firesc, adică în care e natural, da? Dar în același timp, într-o argumentație, trebuie să folosești un limbaj care să fie înțeles și de celălalt. Limbajul este, are o latură individuală, care este a expresivității individuale, dar în același timp trebuie să are și o latură colectivă. Limbajul și argumentația nu poate să fie strict individual. Este și una și cealaltă. Deci, nu putem să ne închipuim, extindem puțin această proprietate, proprietatea singură, fără să o punem și într-o colectivitate în care se folosește de resursele colectivității și folosește colectivități. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu zic că argumentul este falacios. Nu înseamnă că asta, obiecția pe care o spun, nu înseamnă că vrea să respingă proprietatea, ci numai acest fel de argumentație. Și cu asta întreb. Că e atmosfera puțin caldă, venită de intervenție subiectul ăsta, da. Că e o discuție liberă, nu? Da. Normal. Încerc scuze dacă cumva deranjez. Totuși, domn profesor, facem distinție între limbajul care este vehiculul transmiterii și ideile care sunt proprietatea. Argumentul Popes se referă la ideile care sunt proprietatea. Faptul că folosesc un limbaj... Eu n-aș vrea să intru acum să spun că nu există absolut idei perfect individual și propriu. Nu, dar sunt chiar prin fapt, dacă nu sunt, chiar dacă sunt originale. În momentul în care le expun, da? Care le spun, sunt proprietatea mea. Fie că sunt originale sau nu, în sensul acesta vreau să spun, da? Iar proprietatea asta, dar este vehiculul prin care fac cunoscut celorlalți. Deci nu e o colectivizare, nu e socializarea celor idei. Deci ideea, argumentul... Dar eu chiar asta vreau să fac, să le răspândesc. Păi nu, dar ăla este doar instrumentul, nu mă înțelege ce v-a spus. I-am înțeles, da? Dar nu putem... Argumentul se referă la ideile ca atare. Alea mă exprimă ca proprietate. Într-o acțiune, deci teoria generală a acțiunii care spune că instrumentele influențează rezultatul. Nu definesc rezultatul, da? Acum, măsura în care, limba în care vorbesc, da? Dar sau hai să ne gândim la idee. Influențează sau nu ideile care sunt proprietate? Eu dacă afirm că este ideea mea absolut personală, atunci am să zicem, de Platon sau de nu știu, acum, care, chiar și care se trage profesor, contra-argumentarea mea face de dumneavoastră. Îl expropiez pe el în mod absolut. Trebuie să admit că am cu el relații de filiație. Mă urmăriți puțin? Contra-argumentul meu față noastră în acest subiect este proprietate. Ideea care o dezvolt e proprietatea mea. Am înțeles, dar chiar și folosesc un limbaj ca dumneavoastră ca să mă pot înțelege. Și la idee se aplică această proprietate. Aceea situație se aplică la... Ideea are o nuanță individuală, dar și are o nuanță colectivă. N-am să pot... Nu mă simt părtași cu alții în această contra-argumentație. Nu este ușor de făcut o distinție, pentru că ideea pe care o exprim eu și care este proprietatea mea prin faptul... Nu știu că o spune proprietatea mea. Eu am ajuns la această idee datorită unei acumulări pe care am avut-o din alte idei. Geneza e o problemă, geneza idei e o problemă. Geneza, deci... Apartenența pe care o am, prin faptul că o exprim eu da. Și nu tu... Dar în ce măsură dacă este ea... Dacă o exprim și tu, atunci e proprietatea. În ce măsură este ea o proprietate la modul absolut? Dar e o faltă problemă aici. Din moment... În ce măsură este ea o proprietate la modul absolut? Din moment ce ea, eu recunosc că ea este rezultatul unei întregi istorii a mea, ca individ în care m-am format. Și care are în spate, știu eu, tot ce am aflat, tot ce am citit, toate interacțiunile pe care le-am avut cu ceilalți oameni. Dragul meu, deci aici punem problema cum dobândesc proprietatea. Dar una este să se discut modalitatea de dobândire a proprietății, da? Prin producție, prin schimb, prin donație, prin moștenire, da? Sau prin agresiune instituțională, cum face statul. Una este asta și alta este proprietatea în sine. Dar eu sunt încă altă. Vă rog, faceți distinția aceasta, mi se pare esențială. Și atunci, dacă vrem așa, argumentul lui Popper rămâne bine mersia acolo. Eu nu contest proprietatea și utilitatea. Să-l ascultăm pe rad, poate aduce un... Etica argumentației este mult mai simplă. Nu vorbește de producția de idei și de schimb. Este vorba că atât timp când noi la masa asta discutăm și nu ne strângem de gât, și nu unul dintre noi vrea să le taie capul și să-i convingă pe ceilalți, înseamnă că dumneavoastră și eu ne respectăm reciproc și ne admitem
ceea ce la prima vedere și în termenii libertarieni este ideea că am dreptul la propriul meu corp. Și ceea ce la... Deci problema ideilor și a proprietății asupra ideii este o problemă mai complicată care duce în altă discuție. Proprietatea intelectuală, cum zicem noi, da. Proprietatea de proprietate, de cu ceva că sunt eu emitentul acelea. Alegerea argumentației în problema proprietății nu este suficient de bine servită de argumentul ăsta. Atâta vreau să spun. Nu că contest prin asta existența proprietății, legitimitatea ei și așa mai departe. Nu vorbesc numai de, cum să zic, de vulnerabilitatea acestui argument. Da, și dumneavoastră, interesul școlii libertariene este ca să-și facă cât mai puternice argumente. Aici este un eu am mai avut o idee la fel în ceea ce privește abordarea, prin axiomatică, pe care tot așa și am încercat să arăt într-unul din referatele mele că nu se susține chiar așa de bine. Ia. Cei care, unii dintre dumneavoastră ați fost la acea lucru și cu domnul Alter, și cu mine, și mai poate mai sunt și alții ca matematicieni, cred că suntem de acord că aici mai există loc de îmbunătățire în argumentația. Da, din păcate suntem convinși că există, mai ales de când Gödel a făcut. Spune, domn profesor, da. Vreau să fac numai o observație. Din păcate n-am avut timp să citesc lucrările, am răsfăit-o și mi se pare destul de interesantă. Și care a generat discuții foarte interesante și mai poate genera. De pildă, eu am luat o frază. Cum spunea colegul Radu, dacă scoți o frază, se poate că rămân. Ați găsit fraza la care... Nu, dar o frază foarte interesantă, dar asupra căreia putem discuta. Coordonarea socială prin dinamica informațională sau a proprietății. Eu m-am ocupat puțin, nu mult, de teoria informației, am și predat un curs. E o chestie foarte interesantă, care se poate dezvolta. Și acum vreau să ridic două chestiuni paramuzante, dar nu știu dacă sunt. Poate sunt chiar serioase. În anii 70, cine ne amintește, era celebru principiul lui Peter, care spunea că fiecare individ tinde să-și atingă maximul din competență. Probabil că mai este. Dacă e bun, ar face șef de serviciu, dacă e bun șef de serviciu, ori mai spune la urmă și atinge. Nu știu dacă și la corporație nu-i valabil. Prin dezvoltare, foarte multe locuri. Peste că vrei să scap de el, îl promovezi. Da. Și a doua chestiune legată de o amintire a mea, cred că în 1996 americanii au finanțat niște cursuri de piețe de capital. Și am plătat și eu și alți colegi la finanțe, mai ales că plăteau bine, 100 de lei, 100 de dolari ori. Și mi s-a propus să merg la un curs, să plecăm un curs la Bacău. Și am zis, că nu-i chiar la Bacău, să... De până la urmă, acolo și m-am dus. Vreau să vă spun că am pierdut mulți ani piețe de capital, legat de teoria riscului, de modele de evaluare. A fost cel mai bun curs care l-am ținut eu, în sensul că am avut o audiență care, dacă nu eram, nu aveam materiale de rezervă, că făceam de râs. Și facem întrebări, domnule, dar când îl cunoaștem? Cine sunt elevii? Cei mai buni elevii ai mei? Și fără atunci, și de atunci încoace. Și mi-au spus că sunt inginer de aviație, să desfințase fabrica de avioane și trecuse la TPS Moldova. TPP. Eu am zis TPP înainte. Ce a spus
domnul Traian, e foarte, așa cum a remarcat și colegul meu, profesorul Popovici, foarte persistent, adică cu multă competență. A spus, a vorbit puțin, dar cu competență. Mulțumim, domnul profesor. Să-l lăsăm pe Ferdinand să... Dacă aibă reacțiile în fungă, ne-am dat aici cuvintele cheie de la fiecare intervenție și o să încerc să nu ne răspund disproporționat de mult ca lucrurile. Prima chestiune e ultima, cea legată de domnul profesor Popovici. L-am apuntat foarte bine, dar trebuie spus și mai apăsare atât, pentru că aici e un teren de confuzie teribil și cei din școala austriacă și din prânzul italian l-au remarcat ca atare și au lăsat așa un soi de zonă de incernabilitate. Și o să vă spun de ce mă gândesc în felul ăsta. Argumentul lui Hoppe legat de legitimarea prin argumentare a proprietății private privește, paradoxal, proprietatea materială. N-are nicio legătură cu proprietatea ideilor. Nicio legătură, pentru că generalizarea principiului proprietății materiale asupra proprietății ideilor dă naștere unor anomalii tulburătoare. Deci, ideea de proprietate intelectuală e o chestiune foarte complexă. Așezarea ei pe dialectica proprietății private, care și așa e tulbure, o nenorocește complet. Argumentul lui Hoppe e foarte simplu, e atacabil, aveți dreptate, deci inclusiv în cadrul școlii austriece a fost încolțit de, să spunem, de verobardieni, cei care, să spunem așa, o linie de apărare mai slăbuță a proprietății private, dar nu au fost convinși de hiperraționalismul lui Hoppe. Hoppe spune că noi, prin argumentare, legitimăm proprietatea privată asupra infrastructurii materiale a argumentării. Adică prin argumentare pe care înțelegem ca fiind diferită de agresiune, de încăierare, de bătaie, de violență gratuită, noi legitimăm tot instrumentarul care pornește de la corzele vocale, minte, corp, trup și prelungirea inclusiv masa la care argumentăm, care are nevoie de o clarificare a drepturilor de proprietate a ambientului care are o argumentare. Deci toată filiația infrastructurală a argumentării, pe care presupune o argumentare care înseamnă argumentare și nu e altceva, presupune clarificarea sau o poziție clară și, să spunem așa, mutual recunoscutibilă asupra proprietății materiale, asupra tuturor lucrurilor implicate în argumentare. Asta spune Hoppe. Sunt probleme. De exemplu, a spus cineva, domnule, faptul că susțin argumentarea înseamnă că, într-adevăr, n-aș încălca contradicția performativă dacă eu spun că în argumentare eu sunt proprietarul propriilor cărți vocale. Că anumite n-aș putea să susțin argumentul și cine acceptă ideea că noi putem un argument, trebuie să înțeleagă măcar lucrul ăsta. Că ce iese din laringele meu, adică cine produce sunete pe care le scot eu, este proprietarul acelui instrument vocal care se de naștere. Dar ce facem cu mâinile și picioarele? Când argumentăm, nu argumentăm așa. Scot doar din gură, deci cum ar veni proprietatea privată fi insulată strict la minimum de resurse pe care le folosesc. Alții au spus că, doamne, nu, proprietatea privată, infrastructura asta privește generalizarea mijloacelor care pe mine mă conduc către ideea de argumentare confortabilă. Doamne, totul trebuie să-mi fie clar ca ambientul argumentării să satisfacă exigența unei argumentări. Adică totul trebuie să fie pacific recunoscut de către fiecare dintre participanții la argumentare ca având o paternitate sigură a, mă rog, sub aspectul proprietății. Pater semper incertus. Dacă vreți latină. Dar vreau să spun eu și vreau să... Trebuia să zic că... Zici că vă place latina. Deci, cam asta e ideea. Generalizarea în zona proprietății intelectuale ne cunosc și eu am probleme, pentru că acolo, la proprietatea intelectuală, ne cunosc argumentul fundamental este emoțional. Sunt proprietarul ideilor mele, încătute unei afinități care la un moment dat, efectiv, transcede logica. Nu mă mai interesează faptul că ideile emanate în eter sunt ale eterului și sunt ale universului. Aș vrea să mă mai pot agăța de ele și să pot să le cred de vențe în urma emisiunilor. E o chestiune fundamentală emoțională. Nu știu cum putem, să spunem, abilita cu aceeași
constrângere logică, proprietatea materială în sfera, să spunem așa, imaterialului pe care noi le emitem și asupra căruia nu mai putem după aceea să zăgăduim evoluțiile. Dar argumentul Hobbes e extrem de incitant. El a produs un, spunem așa, o prelungire a eticii dialogului al lui Jürgen Habermas și, mă rog, și Karl Otto Ape, o școală de la Frankfurt, în care a defectat către zona libertariană. Și a simțit că Habermas a început genial problema asta cu etica dialogului și n-a dus-o până la capăt. Și a încercat cumva să prelungească și a descoperit că logica proprietății private cel mai bine se poate închega acolo, pentru că nu mai e nevoie de niciun apel la vreo forță exterioară care cumva se era la Rothbard, domnule, Dumnezeu ne-a făcut într-un anumit fel, ne-a dat o rațiune, deja implica o anumită statere teritorialitate a ființei. Eu până la Pope zicea, domnule, dacă ne angajăm la masă, că argumentăm și ținem la ideea de a nu înțelege altfel lucrurile din cuvântul ăsta, atunci avem nevoie să fi calificat a priori și în prealabil toată baza materială. Știi ce mi se pare deficitar în această interpretare? Pare cum o interpretez, înseamnă că e vorba de fapt de vorbire, nu de argumentare. Da. Deci actul vorbirii este o dovadă a proprietății private. Dar aici mi se pare că mai mult decât atât, dacă nu de argumentare, atunci am nevoie și de referire la conținut ideatic, pentru că asta sunt argumentare, nu vorbire. Nu orice vorbire este argumentare. Con-vorbire. Era vorbirea împărtășită. Adică dacă cineva acceptă faptul că eu vorbesc cu el și că îmi vorbește, înseamnă să verificăm și teritoriul ființei noastre. Nu, dar te recunoaște pe tine ca individ. Este recunoaștere ca individ. Asta este etica dialogului. Dacă... Nu, scuză-mă. Te limitez la lucrul ăsta. Dar și aici, eu pot... Identitatea mea ca individ nu pot suprapune ca atare cu proprietatea. Nu. Este recunoașterea ta ca individ, nu existența ta ca individ. Recunoașterea ta în acest dialog, într-o interacțiune. Da, dar asta îmi dă statutul de individuațiune, adică ca o esență individualizată, personalizată. Da. Dar nu înseamnă neapărat și proprietate în cazul acesta. Nu este. Adică proprietatea în sensul fundamental de existență individuală. Mi se pare mai generos, proprietarea în argumentare și dacă vorbim de argumentare, atunci nu pot să disociez treaba. Cred că asta nu rezolvă problema proprietății în afara ta ca individ. În niciun caz. Dar și aici, pe de-o parte, mi se pare că e exagerat să punem accentul pe partea materială. E puțin cam materialist, ca să zic așa. Și pe de altă parte, dacă discutăm numai pe planul ăsta, la fel să punem aceeași problemă. Cât datorăm eredității? Cât Constituției? Un om se trăvește 9 luni de zile din mamă. Mama îi dă nu numai asta, îi dă multe altele și studii, probleme de psihologie și de tot care se transmit intrauterin chiar și în perioada de gestație și așa mai departe. Așa că pretenția de a fi complet independent chiar din punct de vedere fizic în momentul când ești individ și discuți sau numai vorbești, apoi aici chiar la nivelul ăsta se poate discuta iarăși contesta. Deci eu aș spune că nu este cazul, nu înseamnă că respingem proprietatea și individualitatea dacă punem în același timp în evidență și aspectele ei sociale. Nu înseamnă că respingem și nici că devenim comuniști, totul la comun. Ci există o interacțiune între indivizi și întregul respectiv în care unii se influențează pe celălalt, întregul, părțile și părțile întregul despre care am mai discutat. Da, dar interacțiunea este ordonată de proprietate. Nici la cei mai spiritualiști și nici mai curând mi-e teamă că la ăia materialiști exclusiv găsim o asemenea. Așa și nu este cazul
ca să pice și, și școala austriacă în păcatul, cum să spun, al materialismului bulgar. Cred că Mutărian a recunoscut că există niște... Da, nu are rău să insistăm aici, da? Deci, în privința asta suntem cu toții de acord. Că lucrurile încă nu sunt demonstrate până la capăt, așa cum probabil că nimic nu este chiar demonstrat. Definitiv. Demonstrabil până la capăt, da. Dar... câteva chestii. Da. Acum, punctual, asta zic, m-am înfierbântat, într-adevăr, sunt pasionat de subiectul ăsta. Și ne conduce până la capăt. Dar e cea mai bună ofertă intelectuală în sprijinul ideii de proprietate privată pe care intuitiv îl iubim cu toții. Într-adevăr, miza în istorie a fost de a găsi temele raționale și n-a fost chiar ușor lucrul ăsta. Așa, domnul... Să știți că această dezbatere nu este regizată, asta am observat. Eu n-am știut că sunteți fost inginer de aviație. Am pus pe copertă, mă rog, care... O metaforă nu se explică ca dintre români. Pe copertă sunt niște avioane de hârtie care plutesc în jurul unui King Kong. King Kong așa mai rodenian. Deci, n-am știut. Puteți să considerați că am scris o metodă dumneavoastră. Asta e. Nu ca să capitalizeze, dacă am... Onest fiind, e doar coincidență istorică. Despre comentariile lui Radu legătură cu avatarurile mele și cu chinul pe care, să spunem, îl pregătesc cu bucurie sinceră, nu că mă bucur chinul, ci mă bucur că am totuși pe cine să chinuiesc și poate chiar să mulțumesc dacă îl am. Recunosc că meritul unei cărți nu este să învingă cititorul, ci să apucerească. Sper că tortura mea, odată cu trecerea timpului, va duce în zona asta de semantică a victoriei categoric. Nu e de bine când cititorul care citește o carte transpire ca la sala de forță. E o problemă atunci. În legătură cu remarca domnului profesor Gochia. Foarte, foarte interesant, dar recunosc, am intrat, pentru că inclusiv, iarăși, ca și la etica argumentării, și în curentul nostru libertarian, e o disjuncție de opinie în legătură cu imaculata concepția corporației. Dacă ea este rodul unor comportamente spontane, optimizatoare, în condiții de, să spunem, de lipsă de vicii etice majore, sau pur și simplu introdus istorie care a avut la un moment dat nevoie de un declic păcătos. Noi, mă rog, cei din zona noastră, considerăm implicit atingerea statului ca fiind de o anumită factură. Dar aici, să zic că este, din punctul meu de vedere, un exemplu istoric de... Iarăși ajung la teoria coincidenței. Corporația în sine, luată pas cu pas, adică încercând să-i vedem funcționalitatea economică și consistența etică a construcției ei, din punctul meu de vedere, cu toată povestea asta legată de statutul entitar, care îi pare nefiresc, răspunderea limitată, care iarăși pare neomenească, perpetuitatea, care pare supraomenească, sunt niște opțiuni care sunt opozabile terților într-un cadru voluntariat. Nimeni nu obligă terții să interacționeze cu o corporație care știe că te limitează o ceată de necunoscuți. Nimeni nu te obligă să interacționezi cu o corporație care știe că în cazul în care apar litigii în relația ta cu ea, ea nu va răspunde patrimonial decât până la concurența valorii activelor sale și că te poți supraproteja și corporația poate accepta supraprotecția sau nu. Nimeni nu spune că faptul că perpetuitatea asigură un ascendent asupra firmei antreprenoriale care, chiar și corporațiile, s-au șubrezit odată cu moartea minților, să spunem așa, luminate din spatele lor. Perpetuitatea nu-i asigură, să spunem, un avantaj supranatural prin faptul că îi dă o durată care automat își lasă în decor contracandidații care au orizontul de viață omenești
micile firme antreprenoriale, pentru că perpetuitatea nu este decât un simplu mecanism succesoral de transmitere a proprietății. Nu se întâmplă nimic acolo o chestiune așa frankensteiniană, nemuritoare, că, mă rog, e o chestie și cineva a făcut-o să fie nemuritoare, ci pur și simplu e nemuritoare că există interesul pentru ca patrimoniul acelei entități să fie transferat. Moare odată cu, mă rog, cu aia un ultim om, care mai dă doi bani pe acțiune de ei. Deci, simplu faptul că eu consider că proprietatea poate apărea spontan, fără să producă un deranj social, pentru că nu impune termeni contractuali disproporționați terților, că nu te obligă. Nu te obligă să interacționezi cu ea. În condițiile astea nu văd de ce ai fi viciat de fapt că există o chestiune pe care tu, dacă ai neîncredere, o poți sancționa prin abținerea de la deschiderea relației contractuale cu ea. Nu văd de ce ar fi o problemă. Într-adevăr, istoric, ele au apărut prin acordarea unor certificate, carte care o izvorăte care publică. Dar e același lucru ca așa spune, că noi nu existăm decât în momentul în care avem certificat de naștere. Și vorba aia, și la naștere cine a țipat când a văzut lumina ochilor? Viața noastră n-a existat în intervalul acela până când m-am dus la primărie și mi-am pus parafa. N-am fost om. Deci am apărut și eu, a constatat și statul că apar, a spus și el că e de acord, dar nu mă pot să spunem umple de natura statului doar din simplu fapt că el a coincis cu un verdict pe care oricum natural piața ar fi dator, domnule. Are rost să existe corporații pentru că strâng cantități mai mari de capital, produc eficiență, economii de scară și e rațional pentru un întreprinzător să lase chioșcul lor și să intre într-o ecuație de asta extinsă de investiții. Deci asta e, aici foarte multă lume intră în dialectica asta, dacă pot să mă exprim așa, în scapele, Băsescu contra. Dacă Băsescu spune că teorema lui Pitagora e cum e, automat a trebuit să sară oamenii în pot, să zică nenorocit, te voi da în judecată. Nu e adevărat că am găsit o grămadă de exemplu în care ea nu s-a fi. Dacă Ponta zice că e egal pe MC pătrat, nenorocitule, ideea că nu trebuie pătrunsă, și asta mulți libertarieni au intrat în eroare, asta nu trebuie pătrunsă natura unei entități de cei care o girează, de natura celor care o girează. Dacă nu-ți place statul, nu înseamnă că tot ce atinge statul e nenorocit. S-ar putea, vorba aia, să rămână victos în ciuda faptului că atinge statul. Apropo de ce zicea domnul Gaian, economia noastră funcționează în ciuda sprijinului statului. E aceeași chestiune cu corporație. Interesantă discuția legată de ce anume întreprinzător în corporație. Deci aici o discuție recunosc. În școala austriacă e o filieră a lui Murray Rothbard. Am discutat foarte mult cu Vlad. Vlad o are mult mai laborios prezentată în lucrarea lui și Radu a atins-o în teza lui Vlad, dacă mi-amintesc. Există niște teste la care, să spunem, putem supune personajele din corporație ca să vedem care e mai întreprinzător din ele. Domnul profesor Popovici a spus că inovația, în lucrul lui Schumpeter, ar fi elementul care îl distinge pe întreprinzător de toate celelalte personaje care populează. Ziceam de calitatea corporației. În ce măsură e folositoare și în ce măsură e nefolositoare. Da, și implicit, cel care, întreprinzătorul care face diferența în corporație, inovatorul. Ar putea fi. Cei din școala austriacă propun un test mult mai simplu. Dom'le, întreprinzător, la rigoare, e omul care se luptă din certitudinea, care este vorba aia, ne punem sub umbrela statutului de angajat, mergem un fel așa pe cartea siguranței, unde lucrăm chiar la stat. Și atunci, chestiunea următoare, dom'le, cel care riscă, suportă pierdere. Dar există două tipuri de pierdere. Pierderea ceea ce ai și pierderea ceea ce ai putea avea. Întreprinzătorul este cel, spune Robert, și asta înseamnă lupta cu incertitudinea, lupta carnală adevărată, cel care pierde ce are. Întreprinzătorul e cel care bagă bani într-o firmă, ia profit când merge bine, pierde din inclusiv până la valoarea întregului aport de capital atunci când firma intră în probleme. Un simplu capitalist
întreprinzător este și capitalizat. Un angajat, de exemplu, nu este întreprinzător cum managerul, este un angajat după interna corporației, pentru că el câștigă pentru orice activitate a făcut salariu, indiferent că firma performează sau nu. Sunt chestia asta cu bonusul, cu corelarea remunerației cu performanțele firmei, dar el are o grijă în minus față de întreprinzător. La un moment dat și poate pierde slujba, când se închide și Andramama să combine preluarea ostilă, își pierde slujba. Dar el pierde o potențialitate, nu mai câștigă ce ar fi putut câștiga din firmă. Întreprinzător, în schimb, care e întreprinzător și el se luptă cu incertitudinea și nu are un safety net miraculos în care se cadă, și asta mi se pare că e elementul antreprenorial decisiv, e cel care pierde ceea ce are deja și a investit. Asta e, părerea mea, că îl distinge în toată arhitectura socială. El e omul care deblochează lumea pentru că e dispus să piardă ce are. Toți ceilalți ne obloșim acolo, dom'le, eu mă angajez, vreau să-mi fie sigur salariul, merge cât merge, eu sunt capitalist, îl împrumut, dacă merge prost treaba, l-am executat, îmi face o bancă. Eu sunt birocrat și mor odată cu statul de drept. Asta merită să facem o discuție pe tema asta, este o altă... O să avem cartea lui Vlad Topan care dezvoltă în mod particular subiectul ăsta. Și va fi acela pe care Vlad ne-a dat, ca să păstrez paternitatea sau maternitatea. În aprilie, cu voia lui Dumnezeu, vom avea această discuție. Pentru că eu cred că și aici lucrurile nu sunt chiar așa de clar tranșate pe două, trei... Tot așa, e un continuum de riscuri și, de fapt, fiecare încearcă să-și gestioneze un portofoliu de riscuri. Fie că e angajat, fie că e antreprenor, are un portofoliu pe care încearcă să-l gestioneze și să-l optimizeze. În funcție de... Dar e altă discuție. Și o ultima întrebare, Cristi a plecat, dar o să-i dau telefon. O să fiu pentru două studii de caz de corporații pe care m-a interesat. Se studiez sub aspectul comportamentelor interne și externe, Microsoft și EADS. Deci eu fi ales asta, vreau să spuneți. Microsoft și EADS. Microsoft e o ființă foarte ciudată. Mm-hmm. Dacă vreau să sunt în metalul nostru, așa nu punct de vedere prezentă, dar povestea lor e mult. Fiind martor la naștere și dezvoltare, pot spune multe. Mulțumesc pentru video, mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc Vișorii și Vlad, în primul rând, pentru comentariile pe care am făcut, toți cei care au participat astăzi și au avut intervenții și chiar și cei care nu au avut intervenții și au stat până la ora asta să ne asculte. Îi doresc lui Tavian în continuare să persiste, pentru că are multe descrieri pe care le face în aceste carte și care merită să fie și să mai departe. Și noi să ne întâlnim data viitoare, așteptăm ocazia pe care o va crea Costa sau cine... Organizatorii, da. Organizatorii. Mulțumim și seara bună. Eu la sfârșit vreau să le mulțumesc înainte de toate celor invitați.